Pastilele la Deschide Lumea. Final de campanie electorală cu un anunț care nu mai surprinde pe nimeni. Elena Băsescu vrea să se întoarcă în PDL încă de duminică seară. Există voci care susțin că revenirea în PDL ar avea loc mâine după amiază și imagini inedite filmate astăzi la prânz la Paris. Și se va mai întâmpla, chiar peste câteva minute, ministrul turismului Elena Udrea va juca tenis în fața primăriei din Paris cu Idie Năstase. Elena Udrea va fi în legătură cu noi în câteva minute. Actorul Jean Constantin a fost internat în această după-amiază la Spitalul Județean Constanța. Medicii spun că are probleme cu inima. Nouă director comercial din Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România au fost demiși de ministrul transporturilor Radu Berceanu. Încă un caz cu infectare cu virusul H1N1 în România. Este vorba despre o femeie internată la Institutul Matei Balș. Astăzi se lansează la Paris campanie internațională de promovare a turismului românesc. Ora 16, bun găsit tuturor. Actorul Jean Constantin a fost internat în această după-amiază la Spitalul Județean din Constanța. Medicii spun că are probleme cardiace. Camelia Ureche știe mai multe despre starea actorului. Te ascultăm, Camelia. Bună ziua! În urmă cu aproximativ 2 ore, Jean Constantin s-a prezentat singur la camera de primire urgențe din cadrul Spitalului Clinic Constanța. Acolo a fost, le-a spus medicilor că are probleme de respirație și medicii au constatat că avea de asemenea și hipertensiune. El este cunoscut ca fi având probleme cardiace. Din acest motiv i s-a acordat imediat ajutorul necesar. A fost supus și unei serii de investigații de la directorul medical al Spitalului Clinic de Urgență Constanța, dr. Alina Nicoară. Am aflat că Jean Constantin va rămâne internat la clinica de cardiologie 2 din cadrul spitalului. Starea lui de sănătate în momentul de față este stabilă, nu ridică alte probleme grave de sănătate. În plus, Jean Constantin și-a exprimat dorința de a nu fi deranjat de ziariși pe toată perioada internării. Camelia Ureche, ce face Jean Constantin? Ce face în ultima vreme? E retras sau joacă în continuare la teatrul din oraș? Din câte știm, avea cel puțin o activitate destul de mare și avea mai multe piese la care a fost prezent. Nu putem spune că s-a retras sub nicio formă, dar cu siguranță pe toată perioada cât va primi tratamentul necesar, va fi nevoit să ia o pauză. Camelia Ureche, mulțumim pentru aceste informații. Nou director comercial din Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a fost demis de ministrul transporturilor Radu Berceanu. Este efectul scandalului de la Vama Giurgiu de pe 19 mai. 8 casieri aflați în tură au fost prinși atunci de polițiști că încasau o taxă mai mică pentru trecerea autoturismelor către ruse, dar nu dădeau chitanțe șoferilor și banii deci intrau în buzunarele angajaților. Am luat decizia de a elibera din funcție 9 directori care sunt legați de problema de la Giurgiu. E vorba de directorul comercial de la nivelul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale și cei 7 directori de la comercial din cele 7 regionale, plus directorul general al regionalei București. Alți 8 directori au primit avertisment, nu sunt neapărat direct legați de problema asta, dar sunt indirect. E vorba de cei 7 directori de regionale care toți au astfel de zone de încasare și directorul general adjunct care se ocupă cu întreținerea și cu partea asta comercială. Surprinzătoare răsturnare de situație în cazul anchetei deschise în ceea ce privește accidentul avionului Air France dat dispărut luni în Oceanul Atlantic. Ei bine, resturile recuperate nu aparțin avionului Airbus A330, anunță armata braziliană, cea care informase inițial că rămășițele epavei au fost găsite.
Autoritățile franceze au anunțat că regretă confuzia brazilienilor, care adâncește, deci, misterul zvărului 447. Cauzele care au dus la dispariția acestui avion sunt încă neclare. Ipotezele variază de la turbulențe la un posibil atentat terorist. Principala piesă din acest puzzle, cutiile negre ale avionului, lipsesc și par a fi pierdute pentru totdeauna la o adâncime mai mare de 6.000 de metri în apele Oceanului Atlantic. Nu există niciun indiciu deocamdată că vreunul dintre cei 228 de oameni aflați la bord ar fi supraviețuit, nici cadavre nu au fost găsite. Amănunte despre acest caz în câteva minute la Deschide Lumea. Revenim în țară, încă un caz de infectare cu noul virus gripal a H1N1. Este vorba despre o femeie apropiată tinerei de 28 de ani internată la Institutul Matei Balș cu aceeași boală. Femeia a fost internată la Institutul Matei Balș din București și este sub tratament cu antivirale. Medicii spun că starea ei este bună. Numărul persoanelor din România care au contractat acest virus ajunge astfel la 9. Numărul contactilor se modifică de la o zi la alta în funcție de dacă mai apare un caz secundar sau nu, pentru că la cazul inițial apar și contactii următoare persoane. Deci este un lanț din acest punct de vedere. Cazul nou este un caz secundar. El nu este caz de import. El este într-o relație cu cazul de import, dar transmiterea s-a făcut pe teritoriul țării, deci este caz secundar pe teritoriul României. Problema este dacă de acest caz secundar pleacă și alte cazuri care să fi luat de la această persoană și asta urmărim cu foarte mare atenție. Nu testăm decât contactii care prezintă simptome clinice definite în conformitate cu cazul clinic. Mă bazez pe faptul că toate aceste persoane au suficientă conștiință ca să nu iasă din casă în perioada respectivă și nici să nu intre în contact cu alte persoane pe care eventual le-ar putea infecta. Dacă ar trebui să testăm toți contactii unui caz confirmat, asta ar însemna că, una, am terminat acești primări foarte repede și, doi, ar fi o ineficiență în activitatea medicală foarte mare. Imagini de carte poștală la Paris, în fața primăriei, la Hotel de Ville. Elena Udrea joacă tenis cu legenda tenisului european, Ilie Năstase. În felul acesta a început campania internațională de promovare a țării noastre ca destinație turistică. În fața primăriei din capitala Franței, mai multe vedete care strigă în cor către turiștii străini să vină în România. Hi, I'm Nadia Comăneci, and this is Romania. I'm Ilie Năstase, and this is Romania. I'm Gheorghe Hagi, and this is Romania. Am ales Parisul pentru debutul acestei campanii pentru că legăturile noastre cu Franța sunt vechi și strânse. Bucureștiul era numit odată micul Paris. Alături de mine, astăzi, doi mari sportivi români, dar cunoscuți de toată lumea, Ilie Năstase și Nadia Comăneci. Și împreună sperăm să vă convingem să vizitați România și să, în același timp, să vă spunem cât de mult ne-am bucurat să vă primim la noi acasă. Je veux remercier la Fédération Française de Tennis. À côté de moi, il y a Nadia Comăneci. C'est une... Elle vient d'atterrir de Los Angeles. Elle est venue directement ici. Merci beaucoup. După ce au făcut prezentările oficiale, ministrul turismului Elena Udrea și fostul campion Ilie Năstase au jucat tenis pe terenul din fața primăriei Parisului. Merci, madame. Campania de promovare turistică a României va continua și în alte capitale europene. Ministrul turismului Elena Udrea speră astfel ca anul acesta numărul turiștilor străini să crească cu 10%. De pe terenul de tenis din fața primăriei Parisului la Realitatea TV, la televizor, Elena Udrea, ministrul turismului. Doamna ministru, spuneți-ne unde o să se vadă filmulețul din care noi am reușit să vedem doar niște fragmente. Unde o să se vadă acest spot de promovare a României? Întâi de toate, bine v-am găsit acasă. Noi suntem aici la Paris și în jurul nostru sunt foarte mulți turiști pe care sperăm să-i convingem să vină în România. Filmul pe care l-am lansat astăzi, clipul despre România turistică pe care l-ați văzut, va rula
pe două canale de televiziune internaționale, un canal de sport normal, pentru că folosim imaginea a trei sportivi români, cel mai mare canal de sport paneuropean și un mare canal internațional de știri. Sperăm să aibă o cât mai largă audiență și să atragă atenția tuturor celor care îl vor vedea asupra României și să-i convingă să ne viziteze țara. Doamna Udrea, francezii îl cunosc pe Ilie Năstase ca fiind o legendă a tenisului european. Oferta dumneavoastră nouă pentru ei, care este? Ce le spuneți? Pentru că, după cum spuneam, pe Ilie Năstase îl știu și îl apreciază foarte mult. În primul rând, foarte mulți au aflat că Ilie Năstase este român. Foarte mulți au avut ocazia astăzi și vor avea ocazia, începând cu această campanie, să știe că vedeta lor îndrăgită vine din România și sperăm ca tocmai asta să fie un argument în plus să le nască o curiozitate legată de această țară, de țara noastră. Le spunem în plus multe lucruri, dar le spunem pentru mulți dintre ei pentru prima dată că România este o țară frumoasă, care are oameni ospitalieri, că merită să fie vizitată și că România este țara în care orice vis de vacanță poate fi posibil, pentru că pot veni în delte, pot veni la mare, pot face schi, pot veni să viziteze mănăstirile, pot face ecoturism, agroturism, orice își doresc. Îi atrageți pe turiștii străini cu niște vedete ale sportului. Dacă turiștii vor vrea să vină în România pentru a face sport, unde îi duceți? România este o țară pentru turismul sportiv. Se practică raftingul pe râurile noastre repezi. Se practică cicloturism, turism montan, trasee montane pentru mersul pe jos. Deci dacă vor să facă sport în România, au ocazia să facă chiar în mijlocul naturii. În general, sportul este extrem de iubit de toată lumea și de aceea am mizat pe sport pentru a impresiona pe străini. Statisticile arată că totuși cel mai mare număr de turiști europeni dornici să viziteze alte țări europene, de ce nu, vin din Germania. Veți face aceeași acțiune de popularizare a turismului românesc și în Germania, la alte dimensiuni, poate? Noi ne gândim ca acest program, acest proiect despre România, promovarea internațională a României, să se facă în mai toate capitalele și în mai toate țările europene, cel puțin și în America, altfel decât prin clipurile de la televiziuni. Nu știm în momentul acesta dacă vom ajunge și în Germania, noi sperăm să ajungem și în Germania, cert este că vom dori ca următoarele evenimente să fie legate de sporturile practicate de ceilalți doi mari sportivi, Nadia Comăneci și Gheorghe Hagi. Doamna Udrea, dacă este să vorbim despre marile canale de știri, canale de televiziune de știri, România se cam bate cu Croația, cu Muntenegru, cu Grecia și cu Cipru. Toate aceste țări despre care vorbesc... Și cu Egiptul. Și cu Egiptul, corect. Toate aceste țări au spoturi care rulează cam de prin luna aprilie. Noi nu venim cam târziu? Da, ei au Ministerul de Turism de mai vechi decât al nostru. Noi am încercat în cele 5 luni care au trecut de la înființarea Ministerului să facem procedurile legale la care suntem obligați și sperăm ca începând din această lună să putem și noi să dăm drumul clipurilor pe canalele internaționale și de asemenea o să avem promovarea turismului la nivel național cu clipuri, cu campania Turist în România care vor rula pe televiziunile românești. Le-ați luat pulsul francezilor în materie de entuziasm înainte de alegerile europarlamentare. Ei vor merge la vot, îi interesează subiectul? Noi sperăm să atragem cât mai mulți români dintre cei care sunt aici în Paris să vină să voteze, pentru că și noi vom vota la ambasada României de la Paris la ora 11. Entuziasmul nu este mai mare decât în România al francezilor față de alegerile europene, dar măcar în ceea ce privește românii noștri sperăm să îi convingem să vină să voteze duminică. Doamna Udrea, și dumneavoastră veți vota, ne-ați zis deja cu cine veți vota, spuneți-ne și de ce votați cu Elena Băsescu. Așa cum am spus încă de la început, pentru că eu cred că merită această șansă, eu sunt un politician tânăr care a trecut la începutul carierei printr-o experiență asemănătoare în care nu mi se prea acordau șanse și până la urmă eu cred că a meritat să rămân în bătălia aceasta politică. Cred că Elena Băsescu merită o șansă și ca
tânăr politician, ca femeie, îi voi da votul meu. Sunt și personalități franceze. Și de asemenea știu că votul acesta și mandatul Elenei Băsescu va veni la Partidul Democrat Liberal. Am aflat și noi că Elena Băsescu vrea să se întoarcă în Partidul Democrat Liberal duminică. Duminică seara, Elena Băsescu sigur se întoarce în Partidul Democrat Liberal. Practic, plecarea ei nu a fost decât pentru a putea candida independent și a nu lăsa partidul în sfera aceasta a criticilor, câtă vreme ea se găsea pe listă, deși o consider că erau neîntemeiate. Imediat, la terminarea campaniei, probabil că imediat ea se va întoarce în partid. Ne-ați spus deja, duminică seara se va întâmpla. Asta înseamnă că PDL-ul va avea încă un loc în Parlamentul European dacă Elena Băsescu va fi aleasă? În mod sigur, mandatul Elenei Băsescu va fi un mandat în plus al Partidului Democrat Liberal și noi sperăm să se adauge, eu cred că se va adăuga celorlalte mandate în plus ale Partidului Democrat Liberal față de celelalte partide. Elena Udrea, ministrul turismului, mulțumim că ați fost alături de noi, doamnă, și cu această confirmare, votul Elenei Băsescu, tocmai ne-a spus Elena Udrea, va conta pentru celelalte voturi pe care le va obține Partidul Democrat Liberal la alegerile europarlamentare. Mergem acum mai departe, vorbim despre cea mai slabă producție agricolă din Uniunea Europeană, o declarație a șefului statului, o vedem. Avem cea mai slabă medie de producție agricolă la hectar din Uniunea Europeană. Avem o evaluare care arată că România are potențial agricol să hrănească 80 de milioane de cetățeni. În Israel, pomii fructiferi au senzori care analizează cât și câtă nevoie au de apă, spune președintele, care precizează că, spre deosebire de israelieni, sistemul nostru de irigat este depășit. Vă dau un exemplu care m-a frapat văzându-l cu ochii. Israelul, o țară în deșert. Dacă România importă 70% din propriile ei alimente, Israelul exportă legume în deșert. Pentru că au folosit în alta tehnologie, poate că sistemele de irigații pe care noi le știm de pe vremuri, în mod cert, pot fi puse în Muzeul Agriculturii Românești, să ne propunem ca de la anul să introducem sisteme moderne de irigații în România. Banii alocați investițiilor vor fi folosiți din trimestrul al patrulea, este declarația prim-ministrului Emil Boc. El a spus că se vor purta negocieri cu Fondul Monetar Internațional pentru ca acest lucru să poată să fie posibil. Șeful executivului și ministrul Radu Berceanu s-au aflat astăzi pe autostrada București-Ploiești, unde au inspectat lucrările. Suntem deasupra localității Bărcănești din județul Prahova pe viitoarea autostradă București-Brașov. Premierul Emil Boc alături de ministrul transporturilor Radu Berceanu a ajuns în urmă cu aproximativ 10-15 minute aici. Au intrat pe viitoarea autostradă, inspectează zonele în care se lucrează, au mers deja câțiva kilometri pe această autostradă, au vizitat 3 pasaje, s-au oprit într-un loc, a stat de vorbă cu muncitorii. Suntem pe al doilea tronson, tronsonul Moara Vlăsiei Ploiești. Premierul Emil Boc a inspectat tronsonul Moara Vlăsiei Ploiești. Șeful executivului s-a declarat mulțumit de stadiul lucrărilor, adăugând că proiectul este în grafic. Încercăm să găsim o soluție, negociind chiar cu Fondul Monetar Internațional, de a aduce acele alocații financiare pe investiții pe trimestrul 4 spre trimestrul 3. Sper să găsim înțelegere, însă și negocierea cu Comisia Europeană și cu Fondul Monetar să aducem fondurile din noiembrie și decembrie. În iulie, august, septembrie, vorbesc de bugetul de stat. Banii de la Fondul Monetar Internațional și la Comisia Europeană sunt alții. Și acești bani sunt pentru investiții. Dacă s-ar fi lucrat numai acum 3 săptămâni, o zi, când am fost noi aici acum, n-ar fi putut să existe lucrurile astea. De toate exproprierile sunt gata. Erau 5 sau 6 familii de dincolo, de la Bărcănești, unde sunt expropriate și case, care nu acceptau și că între timp au rămas mai puține. Tronsonul Moara Vlăsiei Ploiești de pe autostrada București-Ploiești are o lungime de 42,5 km și are ca termen de finalizare anul 2010. Imagini în direct din Germania. Președintele american Barack Obama și cancelarul Germaniei Angela Merkel vizitează locul unde a existat, unde a fost lagărul de concentrare de la Buchenwald. Remarcați ținuta
doamnei este închisă, este neagră la culoare și cravata complet nepotrivită a lui Barack Obama este roșie de culoare. Probabil a fost prost sfătuit. Barack Obama n-a vizitat doar acest loc, vizitează și alte locuri considerate simbol ale celui de-al doilea război mondial. Ziua a început la Dresda și acolo au avut loc și discursuri, din care vom vedea în cele ce urmează la Deschide Lumea câteva fragmente. Nu înainte de a ne întoarce însă la actualitatea internă, vă reamintim, cancelarul Germaniei Angela Merkel și Barack Obama, președintele american, sunt în acest moment pe locul unde a existat lagărul de concentrare de la Buchenwald. Un moment de realism în plină campanie electorală pentru europarlamentare. Emil Boc spune că programul Prima Casă are facilități, dar nu e Moș Crăciun. Avertismentul vine din partea premierului Emil Boc, cum vă spuneam, invitatul la o emisiune TV. Șeful executivului a precizat că programul prevede și o perioadă de grație pentru rău platnici, dar sub nicio formă aceștia nu vor fi scutiți de achitarea ratelor, de aici și Moș Crăciun. Va fi o perioadă de 3 luni pe care normele o vor prevedea, astfel încât să eviți colapsul imediat, dar nici să fim programul acesta nu se dorește să fie un Moș Crăciun, pe de altă parte. E vorba totuși de responsabilitate. Are, și spune cântecul acela, și săracă e rău, și bogat e greu, și la tăzni e rău, și la tăzni e greu. Ministrul Justiției Cătălin Predoiu cere sprijinul atât al PSD cât și pe cel al PDL pentru deblocarea dosarelor de corupție. Cătălin Predoiu a declarat la Realitatea FM că trebuie făcute în continuare eforturi pentru ca dosarele să ajungă în instanță. De altfel, Cătălin Predoiu a precizat că acest lucru este absolut necesar, deoarece în caz contrar România se va expune criticilor și sancțiunilor Comisiei Europene. Ambele partide au acordat o atenție prioritară justiției. Asta nu mă oprește pe mine să reclam și mai multă atenție și mai mult suport. Dar cred că însuși faptul că aceste două partide, în urmă câteva luni de zile, au convenit ca pe acest domeniu să nu își extindă influența politică, este o dovadă de maturitate, care cred că a ajutat progresele. Absolut surprinzătoare răsturnarea de situație în cazul anchetei deschise pentru accidentul avionului Air France, aparatul A330, care a dispărut luni în apele Oceanului Atlantic. Resturile recuperate de armata braziliană nu aparțin de fapt Airbusului A330. Este un anunț pe care îl face din nou armata braziliană, cea care informase inițial că rămășițele epavei au fost găsite. Autoritățile franceze au anunțat că regretă confuzia brazilienilor, care nu face decât să adâncească misterul zborului Air France 447. Cauzele care au dus la dispariția avionului sunt încă neclare. Ipotezele variază de la turbulențe la atac terorist. Principala piesă din acest puzzle, cutiile negre ale avionului, lipsesc și par a fi pierdute pentru totdeauna în adâncurile Oceanului Atlantic. Nu există niciun indiciu deocamdată că vreunul dintre cei 228 de oameni aflați la bord ar fi supraviețuit. Prioritatea noastră erau oamenii, dar din moment ce nu am putut identifica niciunul, am început să adunăm resturile avionului pentru a veni în sprijinul anchetei. Presa braziliană scrie că aparatul a transmis o serie de mesaje automate indicând diverse tipuri de defecțiuni, iar ultimul dintre acestea indica viteza verticală, mai precis cădere liberă. Ministrul francez al afacerilor externe a afirmat că momentan niciuna dintre ipoteze nu poate fi exclusă. Experții susțin că teoria unui atac terorist, a unei explozii în timpul zborului, nu are niciun suport material pentru moment, dar nici nu o putem exclude. Nimic nu ne duce cu gândul că ar fi avut loc o explozie, dar asta nu înseamnă că într-adevăr nu a existat. La Rio de Janeiro, sute de persoane au participat la o ceremonie religioasă în memoria celor dispăruți. Alături de rude au fost prezenți șeful diplomației franceze și omologul său brazilian. Răsturnare de situație spectaculoasă, după cum vă spuneam, alături de mine este jurnalistul Bogdan Chiriac. Mulțumim că ați venit, domnule Chiriac. Mai e vreo speranță să se afle unde s-a produs acest accident în momentul de față? Doamne, până la urmă se va afla unde s-a produs accidentul. Dar specialiștii sunt foarte interesați în acest moment de altceva. Ca nu cumva acest avion intens folosit pe foarte multe linii, pe sute de linii aeriene din întreaga lume, să nu aibă o deficiență structurală. Dacă vreți ceva asemănător cu Boeing-ul 747 care a explodat imediat după decolarea de la New York, el se îndrepta de asemenea spre Paris. Și atunci s-a constatat că rezervorul central al aparatului avea o deficiență structurală, niște fire electrice trec prin rezervor, în anumite condiții
și în cazul unui scurt circuit, că niciodată un accident aviatic nu se produce dintr-o singură cauză, ci e vorba de un cumul de cauze, aparatul a explodat în zbor. La vremea respectivă s-a crezut că este un atentat terorist, apoi că o fregată americană a tras din greșeală o rachetă în aparat, până la urmă s-a descoperit defecțiunea structurală. Aceeași chestiune este și la acest tip de Airbus, o mașinărie minunată care, iată, putea lega într-un singur zbor Rio de Janeiro cu Paris. Temeri mari, domnule Chiriac, pentru că astăzi constructorii de la Airbus le-au transmis tuturor utilizatorilor niște fișe tehnice prin care le explică cum funcționează viteza variabilă. Pentru că de la variațiile de viteză a început, de la fluctuațiile de viteză, a început să se piardă șirul, controlul acestui avion. Exact. Da, tocmai fiindcă câteodată este foarte greu să recuperezi cutia neagră, de pildă în cazul Boeing-ului care a căzut la 17 km de New York, tot în Oceanul Atlantic. Operațiunile de căutare au costat aproape 50 de milioane de dolari și au fost efectuate de Marina Americană, cu tehnologie de ultimă oră. Așa. E un sistem nou acum care s-a introdus în aviație. Aparatul respectiv transmite semnale online despre toți parametrii săi la un centru aflat la Toulouse în Franța. Și atunci, sigur că da, cutiile negre nu pot fi înlocuite, fiindcă ele constituie din punct de vedere juridic o dovadă. Dar specialiștii, pe baza datelor furnizate prin telemetrie, pot reconstitui zborul unui aparat. E bine că acest sistem a fost montat, el există pe unele aeronave, pe această aeronave exista, iar dacă specialiștii de la Airbus au făcut asta, înseamnă că deja bănuiesc motivul pentru care s-a prăbușit aparatul. Domnule Chiriac, pasagerul neavizat care aude că un aparat de prestigiu, cum e Airbus A330, are probleme cu viteza variabilă, invariabilă, în fine, aceștia sunt termeni tehnici, nu trebuie să-i cunoască pasagerii. Ar putea avea reticențe totuși oamenii atunci când se urcă într-un astfel de avion. Statistica arată că 55% dintre pasagerii curselor aeriene se tem de zborul cu avion. În general. În general. După ce se produce un accident catastrofă? După ce se produce un accident catastrofă, probabil că lumea se gândește cu mai multă atenție la zborul cu avionul. În jur de 15% din pasageri nu au niciun fel de problemă la zborul cu avionul. Deși este cel mai sigur mijloc de transport, să știți că există încă în secolul 21 la început. Poate că spre sfârșit se vor mai schimba lucrurile. O reticență a omului de a urca într-un cilindru de oțel și a zbura cu el, complet în afara posibilității sale senzoriale, cu 900 sau 800 de kilometri la oră. Până la urmă, gândiți-vă dacă relatați în ce constă zborul cu avionul. Un cilindru de oțel, plin cu oameni, lansat prin atmosferă, cu 8-900 de kilometri la oră. E înspăimântător. La aproape o săptămână de la producerea acestei catastrofe, cea mai mare din istoria companiei franceze Air France, emoție și întrebări în rândul opiniei publice în general, vă închipuiți ce-o fi în sufletele rudelor? Cosmin Prelipcean. Rudele celor dispăruți în fatalul zbor 447 ajung astăzi în Brazilia, în arhipelagul Fernando de Noronha. Este locul unde brazilienii au instalat centrul de comandă al operațiunilor de căutare. Autoritățile încearcă astfel să le ofere familiilor celor 228 de oameni o minimă consolare, le oferă posibilitatea de a fi cât mai aproape de locul unde se presupune că a avut loc tragedia. După cum ați aflat deja, este necunoscut acest loc. Poliția Federală Locală a mobilizat acolo o echipă de medici legiști pentru identificarea eventualelor trupuri neînsuflețite recuperate din Oceanul Atlantic. Cu toate că autoritățile sunt convinse că pasagerii avionului nu mai au nicio șansă să fi supraviețuit, unele rude continuă să spere. Mai mulți dintre cei dispăruți aveau antrenament special. S-ar fi putut salva nu doar pe ei, ci și alți oameni. Așa că vreau să fiu acolo și încă am încredere că pot să-mi regăsesc fiul. Între timp, submarine, nave, elicoptere și avioane continuă să scormonească Atlanticul pentru a afla unde, dacă și poate chiar și cum au murit cei 228 de oameni aflați la bordul avionului. Vă reamintim care este informația momentului. Anchetatorii acestui accident aviatic spun că toate urmele găsite de armata braziliană în Oceanul Atlantic, cum că acolo s-ar fi prăbușit zborul AF-447, nu aparțin aceste urme avionului care a fost distrus acolo, care s-ar fi scufundat. Un indiciu important erau acele pete de cherosen. Vom revedea imaginile. Mergem însă acum la Paris. Vasile Damian, jurnalist RFI, este în legătură directă cu noi. Vasile Damian,
pata nu era de cherosen, era de ulei, scaunul și celelalte bucăți de metal, ce ar fi fost? Deocamdată aici autoritățile sunt foarte, foarte prudente. S-au arătat, bineînțeles, decepționate de faptul că autoritățile braziliene au recunoscut până la urmă că acea bucată pe care au găsit-o nu era, nu făcea parte din avionul A330 de pe zborul AF-447. Era o bucată de lemn. De unde vine această bucată de lemn nu se știe. În orice caz, ea nu vine de pe avion. Aeronava A330 nu conține bucăți de lemn atât de mari. Pata de cherosen despre care vorbeai s-a dovedit a fi nu de cherosen, ci de ulei și nu de la un avion, ci mai degrabă de la un vapor care trecea prin zonă. Cu alte cuvinte, ancheta este relansată. Autoritățile franceze sunt întristate de acest lucru, se arată totodată destul de diplomatice, nu vor să-i critique pe brazilieni, care până acum s-au arătat la început, să nu uităm, sigur că au descoperit, că au întrezărit bucăți din acel zbor. Ei bine, nu, ancheta este astăzi relansată. Cum ați spus și voi, familiile victimelor au ajuns la fața locului, sau ajung în câteva ore la fața locului în arhipelagul Fernando de Noronha. Inițial trebuiau să se ducă la Recife, mult mai departe de locul crash-ului, de locul unde a căzut, unde se presupune că a căzut acest avion. În cele din urmă se pare că presiunile franceze au reușit să dea roade. Familiile vor ajunge în acest arhipelag pentru a înțelege și ele, poate, pentru a întrezări cel puțin un început de răspuns la toate frământările pe care le au de 5 zile încoace. Eforturile autorităților franceze sunt canalizate în acest moment, Vasile Damian, către consolarea rudelor celor dispăruți. Însă ce fac autoritățile franceze când vine vorba despre operațiunea de căutare? Câți bani deblocă, nu știu, Palatul Élysée sau Matignon, nu știu dacă președintele sau prim-ministrul, pentru operațiunile de căutare? Pentru că vorbim aici despre costuri absolut astronomice. Costurile sunt astronomice, nu se avansează, sau în orice caz cifrele care se avansează nu sunt verificabile. Evident, nimeni nu se gândește în primul rând la bani. Cel mai important lucru este să se găsească acele cutii negre și aici Parisul a încercat să liniștească, între ghilimele, bineînțeles, toți cei care vor să afle cât mai repede informații. Ei bine, acele cutii negre pe care se bazează toți anchetatorii vor fi foarte, foarte greu de găsit, dacă nu chiar imposibil. Ele se află la 3-4 mii de metri sub nivelul apei. Va fi greu, se știe, o cutie neagră emite semnale timp de 30 de zile maxim. Bineînțeles, Franța a trimis la fața locului încă din prima zi, după cum știți, avioane care erau bazate în Senegal, nave de război, nave comerciale care treceau prin zonă, dar pentru moment nu se discută despre bani. Vasile Damian, este prea devreme pentru a calcula stricăciunile de altfel decât cele umane? Vorbim aici despre două simboluri ale Franței, este vorba despre o companie prestigioasă, aeriană, Air France, vorbim despre Airbus, un simbol al industriei de înaltă tehnologie din Franța. Se fac calcule în presă ce vor păți cele două din cauza acestui accident? Atenție, în continuare misterios. Fără îndoială că cele două, atât Air France cât și fabricantul european de avioane Airbus, vor avea de suferit, imaginea lor va avea de suferit. Totodată însă ambele încearcă să contraatace. Air France spune că este cea mai gravă catastrofă, dar că în același timp este... În același timp este compania cea mai sigură sau una din cele mai sigure din lume. Se evocă accidentele de-a lungul istoriei care au fost nu foarte numeroase și cu cât mai puține victime. Este cel mai important, cum spunea Cosmin, cel mai important, cel mai dramatic accident până acum. De partea lui Airbus, la fel, se evocă faptul că acest avion A330 este de generație nouă. Aparatul care a dispărut acum 5 zile era revizuit, era la zi, era de fabricație nouă. Deci, pentru moment, nu este decât un răspuns sau un război, să spunem așa, comercial. Rămâne de văzut mai departe, într-adevăr, cum se va confirma această temere potențială și de înțeles oarecum a pasagerilor să se urce într-un avion Air France sau Airbus. Dar, cu siguranță, știm cu toții că de atunci și până astăzi deja au zburat, fără îndoială, sute de mii, dacă nu chiar milioane de pasageri deja în ultimele 5 zile, atât cu Air France cât și cu avioane Airbus. Vasile Damian, jurnalist RFI de la Paris, în direct la Realitatea TV. Mulțumim pentru toate aceste informații. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză cu o știre șocantă. Două femei atacate de o haită de câini într-unul dintre marile orașe ale României. Este vorba despre Timișoara. Toate detaliile imediat.
dreptul de Ali Lobon. Stai mult pe dreapta. Gol! Pasiunea adevărată are nevoie de cuvinte. De aceea îți aducem o nouă ofertă revoluționară. Reîncarcă lunar 3 euro credit și primești bonus 300 de minute și 300 de SMS-uri în rețea în fiecare lună fără să consumi credit. Cosmote, alături de tine. Treci pe Cosmote, ai această extra opțiune și îți păstrezi numărul de telefon. În ce proiect ar trebui să investească România 4 miliarde de dolari? Cei 4 miliarde de dolari ar fi foarte bine investiți într-o reformă a justiției. O justiție pentru omul de rând. Aș investi bani în construirea de locuințe sociale pentru tineri. Aș încerca să fac cât mai multe pentru bătrâni. Aș face salariile mai mari ca să-și dea interesul. Noul proiect Roșia Montană aduce României 4 miliarde de dolari respectând standardele europene de mediu. Află mai multe pe rmgc.ro. Mult mai cremos și într-un nou ambalaj, Nutri-Day este un iaurt pe gustul tău. Mmm! Nutri-Day. Nutriție pentru un corp sănătos și puternic. Descoperă rețeta pentru o piele delicioasă. Senzația relaxantă a florilor de cireș combinată cu lapte bogat și cremos. Oferă-o cu generozitate pielii tale. Gelul de duș Palmolive Naturals Calming. Prinde valul de premii Palmolive. Cumpără produse Palmolive în luna iunie și câștigi pe loc mii de premii. În plus, intri în cursa pentru 6 Hyundai Accent și 20 de televizoare. Detalii în magazinele participante. Familia Doroftei se ia la bătaie doar pentru o ședință foto Tabu. În iunie, Tabu îți prezintă familia care n-a dus la capăt un reality show, pentru că nu s-a certat niciodată. Citește Tabu, cea mai curajoasă revistă de femei. Pauză, țara are multă treabă. La fel și Caroli. Ține românul în mișcare. Peugeot Boxer. Spațiu pentru întreaga ta afacere. Peugeot Expert. Cel mai bun vehicul utilitar al anului. Ai reduceri de până la 3.570 de euro pentru utilitarele Peugeot și finanțare garantată oricărui venit prin MyDeal. Trăim într-o lume cu 1000 de posibilități. Sau niciuna. O lume în care am ajuns să uităm cine suntem. Trebuie să începem cu noi. Să redescoperim ce e al nostru. Valorile. Tradiția. Cărțile cu care am crescut. Care trebuie să existe în fiecare casă. Pe care trebuie să le dăm mai departe. Nu uita niciodată asta. Citește. Miercuri 10 iunie apare următorul număr din colecția Biblioteca pentru toți. Nuntă în cer, de Mircea Eliade. Numai cu Jurnalul Național. Știu cine ești. Costache, tu ești Costache? Alo? Sunt cu ochii pe tine. Unde? Unde ești? Ia-ți voce relaxat de la Rom.com și ai 4,76 eurocenți pe minut către orice rețea, inclusiv mobil, plus 720 de minute în orice rețea, chiar și către mobil. În multe băi, bacteriile și mucegaiul distrug frumusețea și siguranța lor. Sistemul Ceresit Microprotect pentru o baie minunată lipsită de mucegai. Protejează-ți baia cu Ceresit Microprotect. Ți-ai spălat mâinile înainte, tot ce atinge are bacteria aminte. Decât să te îmbolnăvești, spală-ți mâinile des că-și nu greșești. Fie înainte să te aranjezi sau după ce cu prietenii te distrezi. Dacă strănuți dușești ca un cățel iubești. De micro cu Protex te ferești și ogrodit viața să trăiești. Sănătatea ta e în mâinile tale. Protex, pentru sănătatea pielii tale. Mai puțin erable, mai mulți bani în buzunarul tău cu ediția limitată Fiat Linea. Acum ai super echipare la un preț de excepție. 8.600 euro cu TVA. Grăbește-te! Ofertă valabilă doar în luna iunie. Fenicia Business Center. Clădire de birouri 10 nivele la 5 minute de Piața Unirii. Finisaje moderne și toate dotările necesare. Suprafață totală 16.500 de metri pătrați. Preț închiriere doar 9 euro pe metru pătrat cu toate utilitățile incluse.
facilități la mutare, transport și forță de muncă. Ofertă promoțională pentru cazare la Phoenicia Park Hotel. Phoenicia Business Center. Nu lăsa oferta anului să iasă pe ușă. Ușile de garaj și de intrare Horman încep acum de la 899 de euro, TVA inclus. Cu benzile de ceară rece VIT, uiți de la Maderas. Urmezi 4 pași simpli. Încălzești, dezlipești, aplici și îndepărtezi rapid. Cu VIT obții până la 4 săptămâni de finețe și catifelare. VIT. Simte frumusețea. Peugeot Partner Origin. Surprinzător de multifuncțional. Peugeot Beeper. Făcut să străbat orașul. Peugeot Partner. Un plus de capacitate. Ai reduceri de până la 2678 de euro pentru utilitarele Peugeot și finanțare garantată oricărui venit prin MyDeal. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Directori din Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale au fost demiși de ministrul Radu Berceanu. Este efectul scandalului de luna trecută de la Vama Giurgiu. Amănunte la jurnalul de la ora 18. Autoritățile fac controle în toată țara după ce la Vaslui au fost descoperite pastile de slăbit care ar conține un derivat al amfetaminei. Detaliile vin în jurnalul de la ora 18. Ministerul Sănătății, ați auzit, vrea să interzică vânzarea pastilelor de slăbit dacă acestea nu au avizul Agenției Naționale a Medicamentului. Deja în farmacii și în magazinele de tip plafar se fac controle în acest moment, pentru că în Vaslui autoritățile sanitare au retras de pe piață două tipuri de pastile despre care susțin că ar conține un derivat al amfetaminei. E vorba despre un drog cu efect halucinogen. Care este situația, ne spune acum Marilena Gheorghiță. Marilena, de la Vaslui au fost retrase, din restul țării ce se va întâmpla? Bun găsit, Cosmin, în acest moment în întreaga țară, în toate farmaciile și magazinele de tip plafar se desfășoară controle. Vorbim despre echipe mixte, despre inspectori din direcțiile de sănătate publică și din direcțiile sanitar-veterinare. Deocamdată la Vaslui avem și raporturi, avem și concluziile. Au fost verificate 30 de farmacii și retrase 120 de astfel de pastile din două produse. Este vorba despre Super Slim și capsula de slăbit. Vorbim despre pastile pe care le folosesc de obicei femeile, așa susțin medicii, ci pentru a putea slăbi. E bine, susțin specialiștii că aceste pastile au în compoziția lor un derivat al amfetaminei care provoacă reacții adverse. Vorbim în special despre bătăi accelerate ale inimii, despre dificultate respiratorie, insomnie sau sete excesivă. Și tocmai de aceea medicii susțin că nu se recomandă folosirea acestor pastile decât cu avizul specialistului. Chiar și ministrul Sănătății Ion Bazac a declarat că se gândește să introducă acest aviz de la Agenția Națională a Medicamentului pentru astfel de produse de slăbit. De mai bine de două săptămâni, dacă nu mă înșel eu, sunt în curs niște controle pe care le desfășurăm împreună cu Agenția Națională de Protecție a Consumatorilor și cu Agenția Națională Sanitar-Veterinară. Au diverse efecte halucinogene și cred că la momentul ăsta este periculos să se face vânzarea lor fără să fie un control foarte, foarte bine precizat. În România, în mod sigur, în câteva luni, distribuția lor va fi interzisă, după care vom vedea care e reglementarea europeană. La Vaslui, inspectorii din cadrul direcțiilor de sănătate publică și sanitar-veterinar au retras de pe piață 120 de capsule de slăbit. Este vorba despre două produse, Super Slim și capsula de slăbit. În urma primirii unei notificări de alertă cu privire la prezența într-un supliment alimentar a substanței numită sibutramină, care este un derivat de amfetamină, Direcția de Sănătate Publică, împreună cu colegii de la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentului, au efectuat un număr de 30 de controale în farmacii și în unitățile plafar. Multe dintre persoanele care au apelat la astfel de pastile s-au plâns de reacții adverse, chiar dacă tratamentul a dat și rezultate în privința slăbitului. Mă simțeam foarte rău. Aveam palpitații, inima îmi bătea foarte tare. Nu știu dacă aș mai lua vreodată. Am slăbit în 3 luni 16 kg. Singurele efecte adverse, să spun așa, au fost faptul că am avut insomnii, deci
adorm după ora 2 noaptea. Medicii susțin că pastilele nu sunt un produs natural 100%, așa cum sunt prezentate. În compoziția lor au un derivat al amfetaminei, care produce reacții adverse. Efectele apar după câteva zile de la începutul tratamentului. Ele pot fi, în primul rând, cardiovasculare, cu creșterea valorii tensiunii arteriale, deci o hipertensiune, apariție de palpitații. Pastilele pot fi comandate și pe internet, însă nu sunt recomandate fără avizul medicului. Super Slim este unul dintre produsele retrase de pe piață, deoarece ar conține amfetamină, o substanță halucinogenă, o substanță cu efect halucinogen. Sunt 24 de comprimate filmate în această cutie. O legătură telefonică directă acum cu domnul Liviu Rusu, este director pentru siguranța alimentară la ANSVSA. Înțelegem, domnule Rusu, că până astăzi toate aceste suplimente alimentare erau în atenția dumneavoastră. De ce au ajuns pe piață niște astfel de suplimente periculoase? Bună ziua, să rămână doamnă. Bună ziua. Aș dori să vă spun că noi, ca și autoritate coordonatoare în ceea ce privește siguranța alimentelor și totodată responsabilă pentru sistemul rapid de alertă, nu suntem totuși autoritate responsabilă în ceea ce privește autorizarea sau punerea pe piață a suplimentelor alimentare. Dar vă preocupă, domnule Rusu, prezența unor astfel de... atribuție, da? Fiind strict a Ministerului Sănătății și a Ministerului Agriculturii. Am înțeles, dar aveți o preocupare specială în legătură cu aceste medicamente care sunt vândute pe post de supliment alimentar? Noi, ca și autoritate, am fost sesizați și nu facem decât să ajutăm pe colegii de la Ministerul Sănătății ca împreună cu aceștia, într-un timp foarte scurt, să putem retrage de oriunde se află aceste suplimente alimentare. Pentru că există o evidență... Excludem faptul că aceste suplimente nu se găsesc și nu s-au găsit doar în farmacii și la plafar, ci pot fi și alte magazine, pot fi distribuitori particulari și facem tot ceea ce este posibil. Ceea ce înseamnă, domnule Rusu, că nu există o evidență oficială a acestor suplimente alimentare. Nu știți cam câte ar fi și în ce magazine. Nici nu pot să știu câte sunt și în ce magazine, atâta timp cât nu sunt eu, ca și autoritate, responsabil pentru evidența lor. Domnule Rusu, un răspuns foarte scurt. Cu inimă, dar nu pot să fiu eu, să știu eu cât, cum și ce. Când în momentul în care Ministerul Sănătății v-a cerut ajutorul pentru retragerea acestor produse, nu v-a dat și o evidență câte sunt și de unde ar trebui să le retrageți? Deci noi avem evidențele de la importatori și împreună cu colegii de la Ministerul Sănătății îi ajutăm, deoarece ei nu sunt atât de numeroși, ca împreună să facem într-un timp cât... Am înțeles, domnule Rusu, un răspuns extrem de scurt. Cei care le-au cumpărat deja și acum le iau acasă și încă continuă să ia aceste medicamente, suplimente alimentare, ce să facă cu ele? După părerea mea și recomandarea, ca și medic, i-aș sfătui ca să se ducă la un doctor și să încerce totuși un tratament, să spunem, medicamentos sau un alt fel de tratament pentru obezitate și nu chiar orice se spune. Am înțeles și vă mulțumim. Mergem mai departe. Vorbim despre câinii maidanezi care fac legea pe străzile din Timișoara. Peste 600 de timișoreni au ajuns de la începutul acestui an și până acum la spital după ce au fost mușcați de câini. 600 de oameni așadar. Numai târziu de aseară, două femei care au fost aproape sfâșiate de o haită de 30 de câini au ajuns la Spitalul de Urgență, Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Vedem acum ce li s-a întâmplat. Am trecut pe un drum. Da. Da. Și o sărit 30-40 de câini, ne-a pus jos și ne-a mâncat. Dacă nu săreau un om cu parul, după ce ne-a rupt... N-am crezut că mai scăpăm, dacă nu noi n-am mai știut că avem viață. Bine. Femeile povestesc îngrozite cum au fost la un pas să fie sfâșiate de maidanezii care roiesc în zonă. Țipetele lor au fost auzite de pasnicul unui șantier care le-a sărit în ajutor. În șrăl, dacă vreți să vă arăt, numai că m-am legat cu niște cărpe, baste, ce să fac? Nu, uitați aici. Am fost jos, aici, dar și aici, pe picioare. Și aici am băgat. Dacă nu mai aflat, cine știe cum. Plină de sânge și cu 10 de mușcături pe tot corpul, femeile au primit îngrijiri de la medicii de pe ambulanță. Au plăci multiple mușcate.
pe toată suprafața corpului, și pe membrele superioare, și pe membrele inferioare, și doamna, și doamna aceasta. Doamna și pe spate, deci, și pe spate, are, și au fost agresate, câinii se vede că au fost foarte agresivi. Deci, plăgile sunt adânci. Ce tratament? În primul rând, antitetanusul, ca să... Și după aia, suturarea plăgilor. Au plăci care trebuie suturate. Este nevoie de internare, da. Medicii spun că în fiecare lună peste 100 de persoane ajung la spital după ce sunt mușcate de câini. De la începutul anului au fost peste 600 de pacienți cu mușcături de câine, la care, dintre care la 125 li s-a efectuat vaccinarea antirabică. Locuitorii spun că au făcut mai multe sesizări la societatea de ecarisaj, însă în zadar nimeni nu a luat nicio măsură. Reprezentanții firmei neagă însă. N-am primit până acum nici un certificat medical care să ateste mușcătura unei persoane. Incidentul de aseară nu este singular. În urmă cu aproximativ 2 luni, tot în acea zonă, un bărbat a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost atacat de câinii maidanezi. Raluca Culcea, corespondentul Realitatea TV la Timișoara, este în locul în care s-a petrecut acest atac al unei haite de câini. E un loc rău famat, înțelegem, din punctul ăsta de vedere. E cunoscut pentru câinii de acolo. De ce nu sunt luați câinii? Bună ziua, într-adevăr, așa este. Nu este singurul incident care s-a întâmplat în această zonă. Ieri a fost ghinionul celor două femei să ajungă în această situație. Ele au ajuns acum la Spitalul Municipal din Timișoara, unde au fost internate, imediat după ce le-a fost administrat vaccinul antirabic. Ele se plimbau liniștite prin această zonă când au fost atacate. Țipetele lor au fost auzite de paznicul unui șantier din zonă, care le-a sărit în ajutor și a alungat haita. Totuși, cele două femei au suferit răni adânci pe tot corpul. Din păcate, ele nu fac altceva decât să se alăture numărului mare de persoane din Timișoara care sunt atacate de câinii vagabonzi. Potrivit medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, de la începutul anului până în prezent, peste 600 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma mușcăturilor de câine. Pe de altă parte, patronul societății de ecarisaj spune că tot de la începutul anului până în prezent nu a primit astfel de sesizări, nici incidentul de aseară nu a fost sesizat. Cu toate acestea, responsabilii au trimis în zonă echipaje și până acum au prins 5 câini. Știai că stresul îți poate afecta sistemul natural de apărare? Grijile mă urmăresc peste tot. La serviciu, acasă cu creșterea cheltuielilor. Agitația aceasta zilnică mă consumă și îmi poate afecta rezistența organismului. De aceea, beau Actimel în fiecare zi. Datorită fermentului L-casei Immunitas, cu Actimel, sistemul tău natural de apărare este mai puternic în fața stresului. Vor mai fi motive de îngrijorare, dar acum mă simt mai pregătită. Actimel, aliatul organismului rezistent. A venit și Dorin să ne povestească meciul. Bună! Așa, și cine a scris? Hai să-ți povestesc. Deschidere pe partea dreaptă, unde joacă Piticola. Cât de bine joacă Piticola! Și o centrare înaltă, care se duce! Gol! Cu el pe cap! L-au făcut titular. Iar tu? Ai devenit rezervă. Chiar vrei să-ți iei prietenul favorit oriunde? Ia-ți cartela Cosmote și ai 2000 de minute în rețea cu 2 prieteni favoriți, plus 450 de minute și 450 de SMS-uri în rețea, 60 de minute în afara rețelei să comunici cu cine vrei tu. Totul cu doar 4,5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. Era o vreme când mă gândeam doar la ziua de azi. Apoi lucruri bune au apărut în viața mea. Și am început să văd prezentul cu alți ochi. Și, cândva, după ce s-a născut copilul meu, am realizat că trăiesc azi, dar gândindu-mă la ziua de mâine și la siguranța familiei mele. Viața ta se schimbă. Economisește pentru o zi de mâine mai sigură. Descoperă rețeta pentru o piele delicioasă. Senzația relaxantă a florilor de cireș combinată cu lapte bogat și cremos. Oferă-o cu generozitate pielii tale. Gelul de duș Palmolive Natural Calming. Prinde valul de premii Palmolive. Cumpără produse Palmolive în luna iunie și câștigi pe loc mii de premii. În plus, intri în cursa pentru 6 Hyundai Accent și 20 de televizoare. Detalii în magazinele participante. Mult mai cremos și într-un nou ambalaj, Nutri-Day este un iaurt pe gustul tău. Nutri-Day. Nutriție pentru un corp sănătos și puternic. Când te simți frumoasă, ai încredere în tine.
Pentru o piele fină, uită de la Maderas. Încearcă Vit Cremă Spray. Este mult mai ușor de aplicat și conține un nou complex hidratant. E simplu să ai o piele fină ca mătasea. Vit. Simte frumusețea. Cum îți simți dinții azi? Nu prea curați? Placa bacteriană începe să se depună imediat după o curățare profesională la medicul dentist. Sfatul meu? Luptă împotriva acesteia cu ultima inovație de la Colgate. Colgate Total Advanced Clean. Îți oferă 12 ore de protecție antibacteriană și conține un sistem avansat de curățare pe bază de siliciu, similar celui utilizat de medicii dentiști. Îndepărtează placa bacteriană pentru a te bucura mai mult timp de senzația de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medicii dentiști. Primul ser cu formula folosită de dermatologi în injecțiile faciale. Noul ser în New Clinical. Aceeași puritate a formulei dermatologice pentru tinerețea tenului tău. Exclusiv de la Avon. Sună-ți acum reprezentantul Avon și comandă noul ser în New Clinical. În multe băi, bacteriile și mucegaiul distrug frumusețea și siguranța lor. Sistemul Ceresit Microprotect pentru o baie minunată lipsită de mucegai. Protejează-ți baia cu Ceresit Microprotect. În familia noastră s-a făcut pălării dinainte de 1800. O pălărie se ia de cel puțin 60 de ori în mână pentru ca să o gați. În meseria asta ai satisfacția de a întreține și a perpetua portul național. Ai și satisfacția când o poartă omul că-l vezi pe stradă. Măi, asta e pălărie făcută de mine. Există un loc în care tradiția se păstrează vie. De acolo vine Pate Sibiu. Tati, de unde vine laptele? Dintr-o sticlă de la piață. Și sticla asta de unde vine? Știi ce? Uită de piață. Laptele vine dintr-o cutie. A, și cutia de unde vine? Dintr-un supermarket. Deci laptele se face în supermarket? Nu, laptele vine dintr-o fabricuță unde e împachetat cu grijă pentru ca tu să bei un lapte pur și sigur. Adică fabricuța face laptele? Nu, laptele vine de la văcuță. Laptele UHT este același lapte de vacă sănătos protejat în ambalajul Tetra Pak. UHT, lapte pur și sigur, fără conservanți. Tati, dar văcuța de unde vine? Pauză, țara are multă treabă. La fel și Caroli. Ține românul în mișcare. Atunci când spre Itaca vei porni-o, dorește-ți drumul cât mai lung să fie. Să nu te temi de Lestrigon, nici de Ciclop și nici de-a lui Poseidon mânie. Nu-i vei întâmpina nici când în cale, dacă înaltă îți va rămâne gândirea. Atunci când spre Itaca vei porni-o, noul Seat Exeo. Fiecare drum devine senzațional. Autoemoțion. Hei, hei, verde e iarba, soarele-i sus pe cer. Nea Cornele, mai ușor că sperii vânat. Ciucaș, berea bună de la munte, acum într-o sticlă mai faină. Suplimentele alimentare în atenția autorităților din România, este vorba despre renumitele pastile de slăbit, care vor fi retrase, unele dintre ele, de pe piață. Decizia aparține Ministrului Sănătății, după ce mai multe paciente care au luat aceste pastile, unele dintre ele, au anunțat că suferă puternice dureri de cap și nu mai pot dormi noaptea, suferă și de insomnii, în loc să slăbească așa cum promiteau respectivele medicamente. Alături de noi este domnul Cibi Mogor, este candidat pentru eurocandidat din partea Partidului Național Liberal. Domnule Mogor, în Uniunea Europeană, citeam o știre, 160.000 de oameni s-au năpusit asupra unei pastile foarte populare în acest moment de slăbit. Este destinată, care spune că ar putea ajuta în curele de slăbire. Este un subiect care îi preocupă pe europeni, acesta
Cu siguranță problema obezității, problema unei alimentații sănătoase sau problema suplimentelor este o problemă actuală în Parlamentul European. Nu trebuia să ajung vicepreședinte al Comisiei de Sănătate în Parlamentul European ca să aflu despre această problemă. Îmi aduc aminte că deja în studenție știam că aceste pastile conțin amfetamină. E adevărat, dar pe lângă speranțe care se pot îndeplini, se întâmplă să existe și efecte colaterale, efecte dăunătoare. Avem în acest moment un regulament în Parlamentul European și la nivelul Uniunii Europene, regulament supranumit Health Claims. Acest regulament ar trebui să reglementeze această piață a suplimentelor medicale. Din acest punct de vedere, din păcate, mai avem să facem foarte multe la nivelul Parlamentului European. Faceți ceva deja până acum? Eu sunt purtătorul de cuvânt al pacienților din Belgia și Marea Britanie. Cu alte cuvinte, ce li se întâmplă acum românilor, li s-au întâmplat și altora, să ia niște pastile care le promit că slăbesc. Sunt probleme multiple. În primul rând, îți afectează starea de psihică, starea de sănătate și în al doilea rând îți induc că poți să slăbești fără să faci alte eforturi și în acest fel pur și simplu conduc să ai probleme psihice din cauza obezității. Foarte mulți pacienți, liderul pacienților din Belgia s-a plâns foarte, foarte mult din cauza că a luat foarte, foarte multe suplimente și în acest moment nu mai este în stare să înceapă o nouă dietă pentru că nu mai are încredere. Și tocmai din acest motiv, aceste medicamente trebuie să fie foarte, foarte strict coordonate și foarte, foarte strict reglementate pe piața Uniunii Reținem Europene, că vă preocupă dar și în România. Acest subiect. Păi am cerut împreună cu pacienții din Uniunea Europeană o zi împotriva obezității sau o zi unde toată Europa vorbește despre această problemă. Iar tocmai Belgia s-a aliat acestei cereri. Nu numai Belgia, avem deja în Spania, au venit pacienții din Marea Britanie, pacienții din Spania și am avut în acest moment... În ziua împotriva obezității se înghit pilule? Nu se înghit pilule. Încercăm să promovăm un alt fel de mod de a vedea dialogul cu pacienții. Noi vorbim în Parlamentul European din punct de vedere al medicilor, din punct de vedere al legislatorului, dar niciodată nu vorbim din punct de vedere al cetățeanului sau al pacientului. Și așa încercăm să implicăm cetățenii în acest dialog. Mulțumim foarte mult. O informație proaspătă. Președintele Traian Băsescu cere Parlamentului să suspende plata unor sporuri restante pentru magistrați. Este și informația cu care deschidem jurnalul orei 17. Șeful statului a trimis legislativului spre reexaminare legea care prevede acordarea, începând cu 1 martie, a unor sporuri și drepturi restante obținute de aceștia prin hotărâri judecătorești. Traian Băsescu invocă drept argument contextul actual al crizei economico-financiare. Legea respinsă de președinte aprobă o ordonanță de urgență din anul 2008 prin care a fost reglementată plata unor sporuri din ultimii 6 ani. Pentru aceste sporuri, magistrații au făcut mult tapaj, au făcut multe presiuni, le-au obținut până la urmă în instanță. Suma pentru aceste restanțe se ridică la 430 de milioane de euro. Mona Pivniceru, președintele Asociației Magistraților din România, legătură telefonică directă cu noi. Reamintim, doamna Pivniceru, șeful statului cere Parlamentului reexaminarea legii referitoare la sporurile magistraților. Cum comentați? În primul rând, sunt două chestiuni diferite. Judecătorii n-au făcut niciun tapaș, nici o presiune. Ei au câștigat aceste drepturi ca efect al judecății, a unor hotărâri judecătorești. Precizez că președintele Republicii a refuzat să verifice constituționalitatea acestor hotărâri, renunțând în ziua de când s-a judecat constituționalitatea celor două recursuri în interesul legii. Cu privire la această atitudine, lucrurile sunt foarte simple. Titlul executorii, obligația de plată nu s-a născut acum. Obligația de plată este foarte veche, la vremea când România... Doamna Pivniceru, cred că s-a întrerupt această... Vă rugăm, vă auzim acum. Vă auzim foarte bine, doamna Pivniceru, vă rugăm, continuați. Zic, obligația de plată a acestor titluri nu s-a născut acum în vremuri de criză. Ea s-a născut la epoca pronunțării hotărârilor judecătorești irevocabile. Faptul că statul român s-a expus singur la o neexecutare invocând acest motiv de criză contemporan nu ține de loc de neexecutare. Practic, din punctul meu personal de vedere, această conduită rezultă un refuz de executare la cel mai înalt nivel în statul român, rezultă o respingere a orice posibilități de conciliere cu puterea judecătorească și o împingere până la limita extremă a unui conflict rezultat dintr-un act judiciar la acest moment irevocabil. Doamnă, cu cine este în conflict puterea judecătorească? Noi nu suntem în conflict cu nimeni. I-ați spus că nu e cale de reconciliere.
Eu vorbesc, sunt diverse atitudini vis-a-vis de puterea judecătorească care încet, încet denotă o atitudine ostilă. A refuzat să pui în plată un titlu executor, indiferent cine este creditorul, îi se pare un lucru la fel de grav. Rămâne întrebarea, ce veți face, doamna Pivniceru, după ce șeful statului, reamintim, a cerut Parlamentului să suspende plata unor sporuri restante pentru magistrați? Din punctul meu de vedere, al nostru chestiune este foarte simplă. Plata printr-o lege era o plată voluntară. Noi am debutat procedurile la Curtea Europeană. Așa că pe mine personal, acest moment, puțin mă interesează dacă statul român le plătește de bunăvoie sau le vom câștiga la Curtea Europeană. Am înțeles. Doamnă, dincolo de faptul că sunteți parte în toată această poveste, explicați-ne legal, există posibilitatea ca un titlu executoriu să fie amânat sau anulat printr-o decizie? Niciodată. Niciodată, nici pe timp de război. Păi și atunci, dacă președintele... Atunci înseamnă că încet, încet cu toții vom învăța noțiuni juridice, semnificația lor și vom evita pe viitor, în condiții de plăți în ordine desfăcutiri suplimentare, să mai procedăm așa. Totuși, cum explicați atitudinea președintelui, doamna Pivniceru, dacă aveți vreo explicație? Eu nu am nicio explicație decât că domnia sa are o practică constantă la nu executa hotărâri judecătorești definitive. Nu-i vorba numai în cazul ăsta de judecători. Cel puțin așa, domnia sa când a venit la conducere, așa a spus că a avut o hotărâre. Era în campanie electorală. A spus că cetățenii nu facă cum a făcut domnia sa, adică n-a pus în executare hotărâre judecătoria. Doamna Pivniceru, dacă demersul președintelui este unul ilegal, atunci înseamnă că este nul de drept. El nu poate... Demersul domniei sale este demers legal. El are puterea constituțională să facă acest lucru. Dar eu repet, din punctul nostru de vedere, nu mă interesează dacă statul român este voluntar sau execută ucilit. Asta e problema mea. Vreau să-i dai voluntari foarte bine. În faptul că nu se mai adaugă alte penalități, oprește pe undeva bulgările de zăpadă, că suma a ajuns așa monstruoasă prin executarea în timp. Și ea continuă să crească. Mona Pivniceru, mulțumim pentru intervenție. Reamintim motivul pentru care am discutat cu Mona Pivniceru, președintele Asociației Magistraților. Președintele Traian Băsescu a cerut Parlamentului să suspende plata unor sporuri restante pentru magistrați. A trimis legislativului spre reexaminare legea care prevedea acordarea acestor sporuri. Plata unor sporuri despre care Mona Pivniceru, președintele Asociației Magistraților din România, spune că ar fi fost obținute de magistrați prin decizii judecătorești și ar fi trebuit să intre în plată. Declarații dure ale șefului statului și la adresa băncilor din România. Băncile care nu mai au în Traian Băsescu un susținător, e un citat, băncile nu mai au în mine un susținător până nu încep să se miște și nu coboară batjocura din zona dobânzilor. Repet, e un citat din președintele Traian Băsescu. El se afla la simpozionul Ziua Câmpului în insula Marea Brăilei. Pentru mine, ultima întâlnire cu băncile din România a fost o mare dezamăgire. În niciun caz, după discuția pe care am avut-o cu băncile joi, în mine nu mai au un susținător. Până când nu încep să se miște, nu reiau creditarea și nu coboară batjocura din zona dobânzilor. Ah. Nouă director comercial din Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România au fost demiși de ministrul transporturilor Radu Berceanu. E efectul scandalului de la Vama Giurgiu. Pe 19 mai a avut loc acest scandal. Atunci 8 casiere aflați în tură au fost prinși când încasau o taxă mai mică pentru trecerea autoturismelor spre ruse și nu dădeau chitanțe, nu le dădeau șoferilor chitanțe, banii ajungeau în propriul lor buzunar. Am luat decizia de a elibera din funcție 9 directori care sunt legați de problema de la Giurgiu. E vorba de directorul comercial de la nivelul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale și cei 7 directori de la comercial din cele 7 regionale, plus directorul general al regionalei București. Alți 8 directori au primit avertisment, nu sunt neapărat direct legați de problema asta, dar sunt indirect. E vorba de cei 7 directori de regionale care toți au astfel de zone de încasare și directorul general adjunct care se ocupă cu întreținerea și cu partea asta comercială.
Ministerul Sănătății vrea să interzică vânzarea unor pastile de slăbit dacă acestea nu au avizul Agenției Naționale a Medicamentului. Deja în farmacii și în magazinele de tip Plafar se efectuează controle. În Vaslui, autoritățile sanitare au retras de pe piață două tipuri de pastile despre care susțin că ar conține un derivat al amfetaminei, un drog cu efect halucinogen, adică toate explicațiile din partea Marilenei Gheorghiță. Cosmin, așa este, chiar vorba despre o declarație făcută de ministrul Sănătății Ion Baza, care a spus că de aproximativ două săptămâni în întreaga țară se desfășoară controale realizate de echipe mixte de la Direcția de Sănătate Publică și de la Direcția Sanitară Veterinară. Sunt verificate în acest moment toate farmaciile și toate magazinele Plafar și controlul are ca temă aceste pastile sau capsule folosite la slăbit sau în diferite diete. E bine, la Vaslui în acest moment pot să vă spun că au fost verificate 30 de farmacii, iar inspectorii de acolo au retras de pe piață în jur de 120 de astfel de capsule. Iar controlul a început după ce mai multă lume s-a plâns că se simte foarte rău pentru că au folosit acest fel de pastile. Mai trebuie spus că medicii nu recomandă astfel de pastile decât dacă există avizul specialistului și susțin că nu sunt naturale 100% așa cum sunt ele prezentate, pentru că au în compoziția lor un derivat al amfetaminei care provoacă diferite reacții adverse. Vorbim printre altele despre bătăi accelerate ale inimii sau despre dificultate respiratorie și de asemenea sete excesivă. Ei bine, ministrul Sănătății Ion Bazac susține că se gândește ca vânzarea acestor medicamente să se facă după ce Agenția Națională a Medicamentului își va da avizul pentru astfel de produse. De mai bine de două săptămâni, dacă nu mă înșel eu, sunt în curs niște controle pe care le desfășurăm împreună cu Agenția Națională de Protecție a Consumatorilor și cu Agenția Națională Sanitar Veterinară. Au diverse efecte halucinogene și cred că la momentul ăsta este periculos să se face vânzarea lor fără să fie un control foarte, foarte bine precizat. În România, în mod sigur, în câteva luni, distribuția lor va fi interzisă, după care vom vedea care e reglementarea europeană. La Vaslui, inspectorii din cadrul direcțiilor de sănătate publică și sanitar veterinar au retras de pe piață 120 de capsule de slăbit. Este vorba despre două produse, Super Slim și capsula de slăbit. În urma primirii unei notificări de alertă cu privire la prezența într-un supliment alimentar a substanței numită sibutramină, care este un derivat de amfetamină, Direcția de Sănătate Publică, împreună cu colegii de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentului, au efectuat un număr de 30 de controale în farmacii și în unitățile Plafar. Multe dintre persoanele care au apelat la astfel de pastile s-au plâns de reacții adverse, chiar dacă tratamentul a dat și rezultate în privința slăbitului. Mă simțeam foarte rău. Aveam palpitații, inima îmi bătea foarte tare. Nu știu dacă aș mai lua vreodată. Am slăbit în 3 luni 16 kg. Singurele efecte adverse, să spun așa, au fost faptul că am avut insomnii, deci adorm după ora 2 noaptea. Medicii susțin că pastilele nu sunt un produs natural 100%, așa cum sunt prezentate. În compoziția lor au un derivat al amfetaminei, care produce reacții adverse. Efectele apar după câteva zile de la începutul tratamentului. Ele pot fi, în primul rând, cardiovasculare, cu creșterea valorii tensiunii arteriale, deci o hipertensiune, apariție de palpitații. Pastilele pot fi comandate și pe internet, însă nu sunt recomandate fără avizul medicului. Actorul Jean Constantin a fost internat în această după-amiază la Spitalul Județean din Constanța. Medicii spun că are probleme cu inima. Camelia Ureche, corespondentul nostru la Constanța, este acum în direct. Și totuși, Jean Constantin s-a dus pe picioarele lui la spital, Camelia. Bună ziua, da, Jean Constantin a venit singur la spital, la camera de primiri urgențe. Nu a fost nevoie de solicitarea ambulanței, nu a fost chemată ambulanța, a venit, este adevărat, cu rudele sale, s-a prezentat acolo, el este cunoscut oricum de medici ca fiind un pacient cu probleme cardiace, avea probleme de respirație în momentul în care a ajuns la spital și de asemenea hipertensiune. Medicii i-au acordat îngrijirile necesare și de asemenea a fost supus unui set de analize. De la directorul medical al Spitalului Clinic de Urgență Constanța am aflat că Jean Constantin va rămâne internat în următoarele zile. Mai mult decât atât, în momentul de față, el este în afara oricărui pericol, starea lui de sănătate este stabilă
În plus, nu prezintă alte probleme grave de sănătate, dar în același timp Jean Constantin și-a exprimat dorința de a nu fi deranjat de presă pe toată perioada tratamentului. Imagini de cărți poștale la Paris, în fața primăriei, s-a dat startul campaniei internaționale de promovare a imaginii României ca destinație turistică. Și acum și care sunt imaginile de carte poștală din fața primăriei de la Paris? Ei bine, ministrul turismului Elena Udrea a jucat tenis cu Ilie Năstase. O vedem și noi acum. Hi, I'm Nadia Comăneci and this is Romania. I'm Ilie Năstase, and this is Romania. I'm Gheorghe Hagi, and this is Romania. Am ales Parisul pentru debutul acestei campanii pentru că legăturile noastre cu Franța sunt vechi și strânse. Bucureștiul era numit odată micul Paris. Alături de mine, astăzi, doi mari sportivi români, dar cunoscuți de toată lumea, Ilie Năstase și Nadia Comăneci. Și împreună sperăm să vă convingem să vizitați România și să, în același timp, să vă spunem cât de mult ne-am bucurat să vă primim la noi acasă. Je veux remercier la Fédération Française de Tennis. À côté de moi, il y a Nadia Comăneci. C'est une qu'elle vient d'atterrir de Los Angeles. Elle est venue directement ici. Merci beaucoup. După ce au făcut prezentările oficiale, ministrul turismului Elena Udrea și fostul campion Ilie Năstase au jucat tenis pe terenul din fața primăriei Parisului. Merci, madame. Campania de promovare turistică a României va continua și în alte capitale europene. Ministrul turismului Elena Udrea speră astfel ca anul acesta numărul turiștilor străini să crească cu 10%. Campania acum, campania pentru europarlamentare care se termină mâine dimineață la ora 7, o campanie presărată cu mult interes național, multe dezbateri în jurul mizelor naționale, dar cam așa e peste tot în Uniunea Europeană, pentru că toți candidații din Uniune își amintesc de mizele și de disputele naționale fix în campania pentru europarlamentare. Cursele pentru Cotroceni, pentru Elize, Palatul Președintelui Francez, pentru Downing Street 10, reședința șefului guvernului britanic sau pentru Cancelaria Germană se ambalează exact în timpul care ar trebui să fie consacrat de fapt adevăratelor dezbateri europene. În Franța, de exemplu, președintele Verzilor în Parlamentul European denunță un hold-up al președintelui francez, Nicolas Sarkozy, care a încercat să acapareze, să centreze campania pentru europarlamentare asupra propriei sale persoane. În consecință, socialiștii francezi aflați în opoziție i-au chemat pe concetățeni să-l sancționeze pe Nicolas Sarkozy la votul pentru europarlamentare. Germanilor, de exemplu, le stă capul mai mult la alegerile parlamentare din această toamnă decât la scrutinul european de poimâine. E și explicația pentru care oamenii politici germani cred că europarlamentarele nu sunt altceva decât un test înainte de alegerile pentru Parlamentul European. În general, cam în toată Europa, cariera de ales în Parlamentul European e considerată ușor inferioară de parlamentar național. Venim acum cu un exemplu cât se poate de concret. În Franța, ministrul justiției, doamna Rachida Dati, a fost retrogradată și aproape obligată să se înscrie în cursa pentru europarlamentare după o prestație care l-a dezamăgit pe președintele Sarkozy din punct de vedere politic. Și o concluzie a unor analiști politici germani, atât timp cât alegătorii europeni nu vor putea vota o listă transnațională care să cuprindă candidați din mai multe țări, frontierele politicii naționale nu vor putea fi cu adevărat depășite niciodată, nici măcar la Bruxelles. Despre ultima sută de metri a alegerilor europene, în studioul Deschide Lumea, invitații noștri sunt în acest moment Adina Vălean, este candidat pentru europarlamentar al Partidului Național Liberal. Bine ați venit, doamnă! Bună ziua. Cristian Băureanu, deputat al Partidului Democrat Liberal, bun venit! Bună și ziua. Adrian Moraru, director adjunct la IPP, Institutul pentru Politici Publice, bun venit și dumneavoastră! Doamna Vălean, inferior statutul de europarlamentar celui de politician local, intern, național.
Nu sunt de acord. De ce? Așa nu mi-a dorit să mă întrebați. Asta vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră vi se pare așa și eu dacă nu cred vi se că pare funcțiile, de ce? Eu nu cred că funcțiile de reprezentare, indiferent de nivel, se pot compara în sensul în care unele sunt mai sus și altele mai jos. Au fiecare importanța ei, de la reprezentarea în consiliile locale, județene, în Parlamentul Național sau în Parlamentul European. Depinde tema, dar vocația pentru politică ar trebui să existe în toate aceste niveluri, iar politicienii, indiferent de nivelul la care acționează sau reprezintă, ar trebui să fie la fel de buni. Domnule Băuranu, dumneavoastră nu candidați, doamna Văleanu a candidat, de ce n-ați candidat dumneavoastră? A fost o opțiune proprie. De ce? Cu atât mai mult. Mi s-a propus să candidez pentru Parlamentul European, să fiu nominalizat ca și reprezentant pe vremea când îi nominalizam și nu îi alegeam. Am preferat politica internă și din motive personale și din motive de... Poate să se afirme mai bine un politician în țara lui, pe teren național? Mă simt mult mai bine acasă, mă simt mult mai bine discutând despre problemele naționale. Personal, cred că avem priorități naționale mult mai stringente în momentul de față. Și pe de altă parte, mi se pare mult mai tehnică reprezentarea în Parlamentul European, dar pe de altă parte sunt de acord cu ce spunea mai devreme colega Adina Bălean, dintr-un motiv foarte simplu. O lege adoptată în Parlamentul European este literă superioară, de lege, este literă de lege Uniunii Europene. Peste o lege adoptată, doamne, în Parlamentul Doamne, câștigați mai bine românesc de la Bruxelles și Strasburg decât de la București. Nu, în mandatul trecut am avut fix același salariu pe care îl are și un parlamentar începând în Parlamentul Național. Începând din acest național. Mandat însă... Începând acest mandat se fac anumite modificări în regulamentul de salarizare, să spun, al parlamentarilor europeni. Ajungeți se egalizează. La 7.000 de euro. Să știți că... Nu știu. Am vă înțeles că acești 7.000 de euro. Dar să știți că este un soi de brut care ajunge în fapt undeva la 4.000 de euro. E adevărat. Ajungeți la 5.000 deci și este... ceva în mână, cum ar veni net. Da, da, da. Ceva de genul acesta. Vă mărturisesc că nu știu încă, pentru că el nu e încă în vigoare și o să vedem probabil cu prima lună a mandatului care sunt exact formele de... Dar spunea Cristian Băuranu ceva despre faptul că politica internă este, să spunem, că preferă politica internă pentru că e mai relevantă pentru cetățean. Să știți că și politicianul din Parlamentul Național ar trebui să se conecteze și să se coreleze cu politicile care se adoptă în Parlamentul European. În alte state membre ale Uniunii se întâmplă asta. La noi, din păcate, și simt eu pe pielea mea și probabil simt și ei pe pielea lor, faptul că nu ne corelăm între subiectele de la București și cele de la Bruxelles ne împiedică să fim suficient de performanți în Uniunea Europeană. Și de ce nu vă corelați, domnule Băuranu? E așa diferență ca de la cer la pământ între Europa și România? Cred că depinde. Depinde de la partid la partid și depinde de la situație la situație. Sunt momente în care interesul național ne face să avem o politică diferită față de trendul, să zicem, sau curentul din Uniunea Europeană și atunci se vede adevărata solidaritate națională a parlamentarilor europeni și cred că sunt momente în care trebuie să uităm de grupurile din care facem parte, să ne solidarizăm ca și parlamentari români. Și sunt chestiuni unde mergem în pas cu Europa, unde până la urmă interesul nostru este același cu interesul de la nivel european. Și acolo, în general, parlamentarii europeni duc politica grupului din care fac parte. Pe de altă parte, încă o dată, mi se pare că aici un politician este mult mai conectat cu cetățeanul și se vede acest lucru prin participarea cetățenilor la vot. Și în Franța, și în Germania, și în Anglia, oamenii simt mult mai aproape un politician local și de multe ori, până la urmă, parlamentarii europeni merg cu o politică dictată, sau poate un cuvânt cam tare, cu o direcție oarecum stabilită la nivel național. Ei pleacă cu un mandat din partea partidului pe care îl reprezintă acolo. Doamna Văleanu. În practică nu e adevărat în fond, măcar pentru faptul că niciunul din partidele românești, oricât de mari sau mici ar fi ele, nu au suficientă cunoaștere sau conectare la agenda de dezbatere europeană. Se vede asta din Parlamentul Național, pentru că toate temele de dezbatere la nivel european, adică vă duceți degeaba acolo? Lipsesc, nu, dar agenda nu ne-o face partidul de acasă, asta spun. Temele de dezbatere la nivel european lipsesc din Parlamentul Național, au lipsit toate. Am avut una singură celebră și anume Kosovo. În Kosovo, pe chestiunea Kosovo, cu mult entuziasm,
Toate partidele au făcut o dezbatere în Parlamentul Național și au zis că sunt împotrivă. Dar în rest, și ce a fost rău criza economică. A fost poziția României. Nu, dar stați să vedem României. Că sunt altele. Apropo de interesul cetățeanului pe care îl invocați mai devreme, sunt altele. Criza economică, chestiuni legate de politică externă. Ce a făcut externă? Europa pentru criza economică? Ce a făcut Parlamentul European pentru criza economică? Parlamentul European a făcut mai multă dezbatere, a trecut prin... A spus foarte bine, a făcut mai multe dezbatere. Stați să vă spun concret. Păi a trecut prin dezbaterea lui și a aprobat un plan de redresare ce economică s-a ales la nivel... Ce s-a ales până acum? Păi vă spun eu ce s-a ales, dacă mă lăsați. Care a pus pe masă 5 miliarde de euro pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Parlamentarii români, eu în particular, am avut grijă să introduc un amendament pentru ca 1,5 miliarde care erau destinați proiectelor de infrastructură rurală să nu se aloce exclusiv pe proiecte de internet de bandă largă, cum le-ar fi plăcut parlamentarilor din alte state dezvoltate ale Uniunii Europene, astfel încât să lăsăm flexibilitate și României să utilizeze acești bani pe proiecte adecvate ei. Deci, v-am unul din exemple. Altfel, președintele Comisiei Europene, Barroso, a indicat tuturor statelor membre, a recomandat reducerea TVA-ului la 15%. Sigur că asta nu se întâmplă în România. Sigur că toate dezbaterea pe criza economică... Dar se întâmplă în Franța, de exemplu, în domeniul restaurantelor? Dumneavoastră mă ironizați cu dezbaterea în Parlamentul European, dar să știți că măcar dezbaterea... Nu e o ironie personală la adresa dumneavoastră. Sunt întrebări pe care și le pun toți ziariștii în toată Uniunea Europeană. Dacă pentru că vorbiți despre măsuri nu, luate despre de președintele Comisiei, dar Parlamentul European nu are niciun cuvânt de spus în alegerea președintelui Comisiei. Cum nu are niciun cuvânt de spus? În alegerea președintelui Comisiei Europene, alege Parlamentul European președintele Comisiei European are un cuvânt de spus asupra întregii comisii, audiem comisarii și așa mai departe. Are comisar, dar președintele Comisiei Europene, șeful Comisiei Europene, nu e ales de Parlamentul adevărat. European. Dar poate fi, cum se zice, impeached. Cu alte cuvinte, da, dacă Parlamentul se exprimă strong împotriva președintelui Comisiei Europene, atunci el, până la urmă, nu poate fi. Și un lucru foarte important, Parlamentul European din acest mandat va avea deja o putere mai mare, din ce în ce mai mare, și vor fi din ce în ce mai multe decizii care vor putea fi luate în Parlamentul European. Se merge pe un proces de unificare și, haideți să dăm exemplu, noi deja dezbatem dacă e important sau nu Parlamentul European. Sunt țări care au ajuns la concluzia, țări care au fost reticente la Uniunea Europeană. Cel mai bun exemplu este Irlanda, care profitând de politicile de integrare... Sunt alegeri europene chiar acum în Irlanda. Profitând de politicile de integrare ale Uniunii Europene, a acumulat foarte multe fonduri, s-a dezvoltat și printr-o politică fiscală deosebită. Ulterior, oamenii au fost reticenți la adoptarea euro și la o integrare mai mare și astăzi, când sunt aceste dezbateri, să știți că balanța se înclină în partea cealaltă și oamenii își dau seama că Irlanda ar fi fost mai puțin lovită de criză dacă ar fi făcut parte din sistemul european. Dacă... Asta este o explicație simplistă a poziției a faptului pentru care Irlanda a respins tratatul de la Lisabona. Modificările, apropo de competențele Parlamentului European în raport cu celelalte instituții, Comisia și Consiliu, pot fi aduse de adoptarea tratatului de la Lisabona, dar care este deocamdată încă în hold. Despre temerile... Irlanda încă nu știe cum o să rezolve această problemă. Sunt temeri chiar și pentru alegerile europarlamentare în țările din jurul nostru, temeri de fraudă la aceste alegeri. Cosmin Prelipcean. Înainte de temerile de fraudă, vă spunem că primele estimări privind rezultatele alegerilor din 7 iunie vor veni la Realitatea TV. Duminică, fix la ora 21, vă vom prezenta exit poll-ul realizat de Insomar, ce procente au întrunit partidele politice și candidații independenți. Cătălina Porumbel este la Insomar despre ultimele pregătiri. Cătălina. Bună ziua tuturor! Peste 1300 de persoane vor munci intens duminică pentru ca dumneavoastră să aflați ce ați decis la aceste alegeri europarlamentare. 1200 de operatori de interviu vor merge în 600 de secții de votare și vor strânge opțiunile dumneavoastră de vot. Ei vor fi coordonați de alte 50 de persoane, iar aici, la call center-ul la care ne aflăm și noi, 60 de tineri vor centraliza telefonic toate datele strânse pe teren. Totul pentru ca duminică seară, la ora 21 fix, să aflați în premieră de la Realitatea TV cine sunt câștigătorii acestor alegeri europarlamentare. Mulțumim, Cătălina. Cât costă un vot sau un pachet de voturi în Bulgaria, în Italia, după pauză? Băi, n-am decât un milion. Uitați-vă și voi cât costă și îmi faceți un semn că se strânge, da? Da, mă, stai miște. Hai și... Băi, ce rebel? Da, mă. Ce-ai făcut, mă?
Păi n-ai zis să-ți folosesc. Ești îngrijorat că nu știi cât plătești? Activează noua opțiune Vodafone Alertă Cost la abonament. Alege singur cât vrei să cheltui și noi îți facem un semn când ai depășit. Intră în cea mai tare rețea. Merită. Vodafone. În ce proiect ar trebui să investească România 4 miliarde de dolari? Copiii și mai ales cei de la sate și din comune îndepărtate să aibă accesul la învățământ. Mai multe sere, pentru ca să fie legumele și fructele făcute de noi, să nu mai importăm atâtea legume și fructe din afară. Cred că ar trebui, de exemplu, să se ajute IMM-urile, care în momentul ăsta au mari datorii. Noul proiect Roșia Montană aduce României 4 miliarde de dolari, respectând standardele europene de mediu. Află mai multe pe rmgc.ro. Ia-ți Vodafone complet și cheltui doar atât cât vrei. În plus, ai telefon începând de la 0 euro la activarea unui abonament. Intră în cea mai tare rețea. Merită. Vodafone. În familia noastră s-a făcut pălării dinainte de 1800. O pălărie se ia de cel puțin 60 de ori în mână pentru ca să o gați. În meseria asta ai satisfacția de a întreține și a perpetua purtul național. Ai și satisfacția când o poartă omul că-l vezi pe stradă. Măi, asta e pălărie făcută de mine. Există un loc în care tradiția se păstrează vie. De acolo vine Pate Sibiu. Primul ser cu formula folosită de dermatologi în injecțiile faciale. Noul ser în New Clinical. Aceeași puritate a formulei dermatologice pentru tinereța tenului tău. Exclusiv de la Avon. Sună-ți acum reprezentantul Avon și comandă noul ser în New Clinical. Pentru uz exterior, rețineți Apla Tencoplast. Ușor de aplicat. Protecție pe termen lung datorată nanotehnologiei. Elasticitate maximă la temperaturi scăzute. Impermeabilitate perfectă. Pigmenții anorganici din tencuiala decorativă Apla fac diferența durabilității culorilor. Grăbește-te și tu să iei pachetul promoțional Apla Tencoplast cu amorsă de exterior. Nu rata oferta specială a lunii de la Danone. Acum Activia cereale integrale, pachet promoțional, plătești 6, primești 8. Plătești puțin, primești mai mult. Descoperă oferta care vine la Fix. Acum vorbești nelimitat între fix și mobil cu Rom Telecom și Cosmote. Mai mult, primești și telefonul LG KF510 la numai un leu cu abonamentul Cosmote Full Option 130 și oricare abonament Rom Telecom voce. Te așteptăm în magazinele Cosmote, Rom Telecom și Germanos. La Dona Emobile, Gualpiuma al Vento, Muta de Cento e di Pesiero, sempre una amabile, le giordo viso piatto in riso e mozzarella. Uf, gata, în sfârșit e curat. Ba nu e, cum așa? Șampoanele obișnuite curăță covorul doar la suprafață. Dar asta folosesc mereu. Nu-și face treaba, uite, murdăria rămâne în profunzimea covorului. De aceea a fost creat Venishox Action Intelligence Plus, cel mai bun șampon pentru covoare. Spuma pătrunde în profunzimea covorului, înlăturând murdăria. Un șampon obișnuit curăță doar la suprafață. Noul Venish curăță perfect. Da, acum chiar ne putem juca. Venish, ai încredere în roz. Uită de pete. Mult mai cremos și într-un nou ambalaj, Nutri-Day este un iaurt pe gustul tău. Nutri-Day. Nutriție pentru un corp sănătos și puternic. Când te simți frumoasă, ai încredere în tine. Pentru o piele fină, uită de la Maderas. Încearcă Vit Cremă Spray. Este mult mai ușor de aplicat și conține un nou complex hidratant. E simplu să ai o piele fină ca mătasea. Simte frumusețea. În multe băi, bacteriile și mucegaiul distrug frumusețea și siguranța lor. Sistemul Ceresit Microprotect pentru o baie minunată lipsită de mucegai. Protejează-ți baia cu Ceresit Microprotect. În 45, România și aliații săi înving Germania. După 60 de ani, o batem iar. De data asta, de 3 ori. Bătălii la Stuttgart, Berlin și Hamburg. Cu Stuttgart, SV și Hertha. General Lucescu. Arsenal, 11 jucători. Armă mortală, călcâi Buga. Ziarul Ziua vă oferă tot jurnalul de război în suplimentul Ziua Sport din 6 iunie și DVD-ul cu meciul Rapid Hamburg. Sunt pe poziție. Scrie așa. Nu vreau să te mai văd. Domnule, aveți semnal la telefon?
Nu, un pasaj n-am. Nu vă sperați, aveți semnal la telefon? Oricui se poate întâmpla să rămână fără semnal. Acum auzi? Mai scrie așa. La Cosmote, odată cu îmbunătățirea acoperirii, acest risc este foarte redus. Primești bani ca garanție a acestui lucru. Cosmote, alături de tine. Uneori îmi schimb culoarea părului, dar niciodată șamponul protector. De când am descoperit Color Viv. Șamponul Elsef Color Viv de la L'Oreal protejează culoarea săptămână după săptămână datorită tehnologiei rețea cu dublu efect. 1. Nutrifiltrul UV hrănește părul. 2. Reflectă lumina. Culoarea este protejată, strălucirea este amplificată cu 85%. Săptămână după săptămână, culoarea rămâne intactă. Elsef Color Viv de la L'Oreal. Pentru mine este cea mai bună îngrijire din lume, pentru că meritați. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Performanța se răsplătește. 96 de elevi și studenți care au obținut premii la concursurile naționale sau internaționale au fost premiați astăzi pentru rezultatele lor. Cu toții se vor reîntâlni la vară într-o tabără specială rezervată exclusiv tinerilor talentați. Tinerii olimpici au fost premiați de compania Petrom și de Federația Sindicatelor Libere și Independente Petrom. Sunt copiii celor care lucrează în ramura petrolieră și fac parte dintr-un program dedicat special elevilor cu rezultate excelente la învățătură. Vă felicit din tot sufletul, vă felicit pe voi, performerii tineri, noua noastră generație, noi noștri șefi de mâine. Felicitări dumneavoastră, părinților, pentru sprijinul și ajutorul pe care l-ați dat lor ca ei să poată să fie performanți. Puteți să fiți mândri de ei. Fiecare dintre premiați a primit diplome, premii în bani și va participa la o tabără de pregătire. Cum ajungi să fii pe primul loc? Care e rețeta ta? Muncă și pasiune. În cei 12 ani de existență a programului au fost premiați peste 1800 de copii și tineri cu performanțe deosebite. Înapoi la alegeri, maximă încordare pentru oamenii partidelor. Ei trebuie să strige hoții în ziua alegerilor în cazul în care vor constata vreo tentativă de fraudare. În România, cele mai cunoscute metode de a fura voturi sunt foto, după cum îi spune și numele, fotografia votului este o dovadă pentru alegerea unei anumite liste, suveica, intri în secția de votare cu un buletin gata votat și ieși cu cel primit în secție, dar trebuie să fie gol, sau metoda dimineața. Înaintea deschiderii secției de votare, în urnă vor fi introduse mai multe buletine de vot, gata ștampilate, asta în cazul în care cineva va alege metoda dimineața. Cât de mare este tentația furtului la urne în alte țări, în cele ce urmează? În Franța, un fost primar al Parisului a fost condamnat pentru fraudă electorală. Jean Tiberi a adăugat pe listele electorale nume fictive, nume ale unor alegători falși sau chiar ale unor morți. Chiar dacă acum Jean Tiberi este primar al arondismentului al 5-lea, judecătorii l-au condamnat la închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi. Pentru că l-a ajutat și soția, a fost și ea condamnată. În Italia, presa scrie că vânzarea voturilor la pachet este o tradiție în Mezzogiorno, în sudul țării. Un candidat la europenele de mâine, pentru că italienii votează sâmbătă, povestește că la un turneu electoral în Puglia s-a întâlnit cu un activist politic care i-a spus că deține controlul asupra 10 secții de votare și că îi poate oferi 2000 de voturi garantate dacă plătește 3000 de euro. Un alt candidat spune că i s-a oferit 500 de voturi dacă plătește pentru ele 400 de euro. Pe ultima sută de metri, prețurile se pare că vor crește în Sicilia. Un vot va sări de la 40 la 60 de euro. Să mai spunem doar că în Bulgaria, patronii au pus mână de la mână și promit celor care vor prezenta dovezi pentru furt la urne o recompensă de 10.000 de leva, adică peste 5.000 de euro. Despre cât costă un vot sau un pachet de voturi în România, Laura Chiriac și invitații noștri. Domnule Moraru, suntem europeni, ne purtăm ca și când am vrea să ne integrăm în Uniunea Europeană, în civilizația europeană și cu toate astea, atunci când ne trimitem parlamentarii în Parlamentul European, nu vorbesc doar despre români, vorbesc aici despre toți cetățenii Uniunii Europene, se întâmplă cazuri ca cele evocate de Cosmin. Da, acum, vedeți, nu e vorba că ne integrăm și că acolo nu se fură. Se fură peste tot, că asta e natura umană. Bine. Adică furăm de la bunuri, furăm voturi, furăm orice, se fură orice până la urmă, asta este problema. Marea diferență și dacă văd pe ecran, dați imagini de la Sintești, Ștefănești. De anul trecut, de la alegerile locale. Da. Marea diferență între noi și ei o face următorul fapt. La ei oamenii sunt prinși, condamnați și intră în pușcărie.
Eu vă spun că în România, în sistemul penitenciar, nu există nimeni care să facă pușcărie pentru lucrurile astea. Și am avut inclusiv candidați la Parlamentul Național în 2004 care au fost prinși cu probe și nu e nimeni în pușcărie. Și asta este lucru, să spunem, cel mai important. Nu că ne-a amenințat domnul Boc că umblă cu un soft după alegători să verifice dacă au votat de mai multe ori. Și domnul Nica a spus că vor fi verificate autobuzele și microbuzele. Deci nu asta este problema. Problema este așa. Și dacă mă prins, care este problema? Cum să spun? Scuzați în limbajul ăsta. Nu, n-aș vrea să-ți transmit o idee că încurajez pe cineva. Premisa de la care porniți e că nimeni n-a fost condamnat. Chiar dacă ești prins, ne fiind nimeni în pușcărie, ne mergând lucrurile astea până la capăt, eu nu cred că constituie o descurajare. Și mai am un singur punct de spus, așa, ca de început. Desfid din start orice, am văzut și organizații care au făcut zilele astea conferințe de presă spunându-ne nu știu câte moduri de fraudare. Am văzut partide care au ghiduri. Vă spun că aceste ghiduri de la partide, dar și aceste conferințe de presă organizate de diverse NGO-uri, pot să funcționeze invers. Dacă eu spun 42 de moduri de a fura de la o bancă, sau de a prevedea să furi, tu le citești invers și poți să aplici cele metode. Deci eu cred că popularizarea lor excesivă nu face decât să ajungă și la ultimul primar care ar vrea să fure și nu știe cum. Și îi dăm noi 18, 20, nu știu câte metode de fraudare au prezentat organizațiile astea. Metodele astea au fost prezentate organizat de partide? Da, eu știu că la PSD era un ghid de cum să previi să nu fure ceilalți. Dar, repet, dacă lii și îl întorci, citești invers, de la PSD ar fi trebuit să fie doamna Corina Crețu, era invitată, a acceptat invitația noastră în ultimele câteva minute, a refuzat, n-am mai venit. Dar vreți să vorbim cu cineva de la PSD? Deci dumneavoastră spuneți că la PSD s-a făcut un astfel de ghid, de altfel a și apărut în presă. Care nu te învăța, atenție, el explicit îți spunea cum să previi ca ceilalți competitori să nu fure. Dar dacă citești invers, ca un manual. Normal. Și nu sunteți de acord cu mine. Reacția PSD-ului. Avem nevoie de o reacție a PSD-ului. Trebuie să vorbim cu reprezentanții acestui partid. Doamna Vălean, cât costă un vot în România? Nu știu. Vom vedea după alegeri. Pentru că, în mod normal, folosește ei bugetul pe care l-ai cheltuit în campanie, numărul de voturi pe care l-ai scos, împarți și rezultă cât a costat un vot în România. În bugetul cât de campanie? Cât a cheltuit cineva pentru a obține un vot în România. Asta este singura socoteală pe care o știu să o fac. Dar pentru că vorbeați de fraudă, sigur, nu știu în ce măsură va fi un fenomen care să influențeze masiv rezultatul votului. Singura soluție pozitivă, dincolo de faptul că cei care sunt puși să aplice legea, să se asigure că nu se întâmplă lucruri de genul acesta la urne, singura metodă pozitivă cu care am putea lupta ar fi o prezență bună la urne. Și este o dată în plus o ocazie să îndemn pe alegători să vină să voteze duminică, nici măcar nu le spun cu cine, știu ei mai bine, dar să vină și să voteze, pentru că în felul acesta ponderea unor evenimente de genul vot indus, vot furat, mutat sau cum l-ați mai prezentat dumneavoastră ar putea fi mai mică în oala comună. Domnule Băuranu, vă preocupă faptul că în România nimeni n-a fost prins, nimeni n-a fost condamnat, dovedit în justiție ca furând voturi? Mai multe chestiuni. Mă preocupă și foarte mult. Al doilea rând, au fost prinși. Eu nu ascund, am avut un autocar cu băiat de primar PSD, nu o să-i mai dau numele acum, în 2004 l-am urmărit din Argeș până în Călăraș. Da. Mi-aduc aminte că Adina Bolan era candidat în Călăraș, am stat pe telefon, i-am găsit votând în Bălău. Cristi Băuranu era în același partid cu mine și candidat la Argeș. Găsit în 9 secții de votare. Păi mine se votează oriunde. I-am găsit în 9 secții de votare votând, totul dovedit, au intrat în justiție, nu s-a întâmplat absolut nimic. Pe de altă parte, propunerea cu softul, să știți că a venit chiar de la mine personal, în comitetul director al PDL-ului. Este o chestiune destul de simplă. Noi nu putem rezolva toate problemele în România dintr-o dată. Ideea este însă alta. Dacă se va ști și se va spune clar că vor lua și vor fi verificate listele suplimentare în paralel cu listele permanente, vă spun că dacă o comisie își va face treaba, o comisie formată din oameni la Ministerul de Interne, de la Biroul Electoral Central, se va pune pe lucru o lună și ceva, datele sunt scanate și introduse în calculator și vor începe să facă bip-bip când se găsesc două coduri numerice personale. E, în momentul în care aceia sunt chemați
băgați în proces și dacă vor primi, nu neapărat în pușcărie să ajungă. Vă spun eu, 2 ani cu suspendare nu e o chestie ușoară, o tinichea care să rămâi de coadă. Și dacă se întâmplă acest lucru în această vară, eu vă spun că pentru prima oară de la prezidențiale vom începe să avem un vot curat în România. E un prim pas, nu rezolvă totul. Bineînțeles, trebuie să mergem să vedem ce face cu cumpăratul de voturi și aici eu sunt de părere că o informare despre cum se fură dă posibilitatea cetățenilor onești să reacționeze. Noi deja începem să avem oameni foarte bine pregătiți în secțiile de votare care știu pe puncte ce au de făcut. Verificarea urnei la începutul zilei. Cum puteți fi sigur că cineva nu face o poză în cabină cu telefonul mobil? Deja sunt chestiuni poate mai greu de văzut. În mod normal, din ce știu eu, nu se poate intra cu telefonul mobil în cabină. Și aici, la un moment dat, se poate sesiza acest lucru. Fusese la un moment dat, la ultimele alegeri, o chestiune de genul acesta. Până la urmă, dacă cineva își vinde votul, avem o problemă aici. Restul ține și de educație. Nu putem să prevenim tot ce se poate. Până la urmă poate să primească acasă un... Suntem într-o țară săracă, domnule Băureanu. Într-o țară săracă unde se cumpără multe darmite voturi pentru că oamenii vin cu bani. În care oamenii de nivel mediu și oamenii bogați de multe ori nu votează și preferă să renunțe la acest drept. Și credeți-mă, am prieten foarte bun cu care mă cert extrem, și unii care nu s-au mai dus la vot de ani și bun. Care nu vor să ducă la vot, iar răspunsul meu e foarte agresiv. Aici se supără uneori și colegii și familia pe mine. Pe principiu, nu votezi, nu ai dreptul să protestezi. Un anunț surpriză. Rău. Democrația se face prin vot și cine nu înțelege că dacă nu votează, înseamnă că atentează la democrație, iar în momentul în care o țară își pierde democrația, atunci nu mai ai drepturi. Și poate să vină guvernul mâine dimineață să-ți tripleze voturile, să-ți sechestreze mașina, să-ți ia pământul fără să-ți plătească despăgubire, pentru că nu mai trăiești în democrație, ci deschizi ca la un dictator. Care este anunțul despre care vorbea Laura? Vă spunem după o foarte scurtă pauză publicitară. Vă dăm însă un indiciu. Priviți imaginile. Familia noastră s-a făcut pălării dinainte de 1800. O pălărie se ia de cel puțin 60 de ori în mână pentru ca să o gați. În meseria asta ai satisfacția de a întreține și a perpetua portul național. Ai și satisfacția când o poartă omul că-l vezi pe stradă. Măi, asta e pălărie făcută de mine. Există un loc în care tradiția se păstrează vie. De acolo vine Pate Sibiu. Vino acum în magazinele Eternity. Abonează-te la Cosmo-T și ai telefonul Samsung J770 începând de la numai un leu la abonamentele Cosmo-T Full Option. Eternity și Cosmo-T, non-stop dedicați clienților noștri. Uneori îmi schimb culoarea părului, dar niciodată șamponul protector. De când am descoperit Color Viv. Șamponul Elsef Color Viv de la L'Oreal protejează culoarea săptămână după săptămână datorită tehnologiei rețea cu dublu efect. 1. Nutri-filtrul UV hrănește părul. 2. Reflectă lumina. Culoarea este protejată, strălucirea este amplificată cu 85%. Săptămână după săptămână, culoarea rămâne intactă. Elsef Color Viv de la L'Oreal. Pentru mine este cea mai bună îngrijire din lume, pentru că meritați. Pentru uz exterior, rețineți Apla Tencoplast. Ușor de aplicat, protecție pe termen lung datorată nanotehnologiei. Elasticitate maximă la temperaturi scăzute. Impermeabilitate perfectă. Pigmenții anorganici din tencuiala decorativă Apla fac diferența durabilității culorilor. Grăbește-te și tu să iei pachetul promoțional Apla Tencoplast cu amorsă de exterior. Primul ser cu formula folosită de dermatologi în injecțiile faciale. Noul ser în New Clinical. Aceeași puritate a formulei dermatologice pentru tinerețea tenului tău. Exclusiv de la Avon. Sună-ți acum reprezentantul Avon și comandă noul ser în New Clinical. Rușinată de călcâiele uscate sau crăpate? Încearcă noua cremă de călcâie cu keratină de la Scholl, formulă îmbunătățită. Rezultate vizibile în 3 zile. Familia Doroftei se ia la bătaie, doar pentru o ședință foto tabu. În iunie, Tabu îți prezintă familia care n-a dus la capăt un reality show, pentru că nu s-a certat niciodată. Citește Tabu, cea mai curajoasă revistă de femei. Sângerarea gingivală este unul dintre primele semne ale îmbolnăvirii gingiei, cauza principală a căderii dinților.
Parodontax, pasta de dinți cu 70% ingrediente active, ajută la oprirea sângerărilor gingivale. You hit that spot, that spot. Yeah. You got me hot, hot, hot. Cum îți simți dinții azi? Nu prea curați? Placa bacteriană începe să se depună imediat după o curățare profesională la medicul dentist. Sfatul meu, luptă împotriva acesteia cu ultima inovație de la Colgate. Colgate Total Advanced Clean îți oferă 12 ore de protecție antibacteriană și conține un sistem avansat de curățare pe bază de siliciu, similar celui utilizat de medici dentiști. Îndepărtează placa bacteriană pentru a te bucura mai mult timp de senzația de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Nu lăsa oferta anului să iasă pe ușă. Ușile de garaj și de intrare Horman încep acum de la 899 de euro TVA inclus. Cuvintele celor dragi îți fac ziua mai frumoasă. La abonamentul Cosmote Full Option 130 primești 130 de minute naționale și internaționale, 1500 de minute în rețea și 1500 de SMS-uri în rețea cu numai 11,90 euro pe lună. Cosmote, alături de tine. Ai o idee, dar nu știi ce să faci cu ea. Ai un plan, dar nu știi cum să-l pui în aplicare. Ai un startup care te încântă, dar care te și încurcă. Ai o afacere care merge bine, dar nu știi încotro cum se fac afacerile. Și mai mult decât atât, la Antreprenor, singura emisiune de la idee la profit. Ce ne face să evoluăm sunt momentele noastre de inspirație puse în practică. Inovația, cel mai scurt drum de la idee la succes. Peugeot Boxer, spațiu pentru întreaga ta afacere. Peugeot Expert, cel mai bun vehicul utilitar al anului. Ai reduceri de până la 3.570 de euro pentru utilitarele Peugeot și finanțare garantată oricărui venit prin MyDeal. Când viața ta evoluează, e bine să faci schimbările potrivite. Pinum Doors and Windows, uși și ferestre pe măsura evoluției tale. Cremoso Duo. Iaurt fin și cremos și cireșe savuroase. Un dublu deliciu pentru o dublă plăcere. Răsfață-te până la ultima picătură. Noul Cremoso Duo cu cireșe și cu cereale glazurate în ciocolată. Cu ultimele zile în campania electorală, domnule Băureanu, Elena Băsescu a anunțat că încă de duminică seară se va întoarce, seară, dimineață, la prânz, nu știu, se va întoarce în Partidul Democrat Liberal. Cum calificați acest anunț? O declarație curajoasă și binevenită. Iară curajoasă. Mult curaj îți trebuie binevenit. Să faci. Eu nu înțeleg atâta agitație și voturile le dau cetățenii. V-am întrebat. Da? Dacă o votează pe Elena Băsescu și se alege europarlamentar, o votează în cunoștință de cauză că cel puțin candidatura Elenei Băsescu a fost dezbătută. Aceiași cetățeni și-ar putea spune, domne, am avut încredere în ea, a zis că se duce independentă, a zis că ia atitudine, că și ia soarta în mâini și acum revine în cuib. Declarațiile Elenei Băsescu au fost foarte clare. Candidez pentru a-mi lua singură voturile, dar rămân alături de Partidul Democrat Liberal. Oamenii votează în cunoștință de cauză, candidatura a fost dezbătută mult mai mult decât candidaturile altora de pe liste. Nu văd unde este lipsa de democrație. Când o să vă măsurați după europarlamentare, când o să vă măsurați cu PSD-ul, veți considera că voturile Elenei Băsescu sunt ale PDL-ului, deci veți fi mai tari decât PSD-ul? Dacă Elena Băsescu va fi parlamentar european și eu cred că se va alege, vom putea spune că voturile se strâng la noi. Vom avea un europarlamentar în plus.
există și un risc pentru partid. Există riscul ca Elena Băsescu să ia un vot foarte mare și atunci o să ne pară rău că nu a candidat pe listele partidului pentru că s-ar fi dus voturi la redistribuire la partid. Și există și riscul să ia 33,32% și, Doamne ferește, să nu iasă. Dar să știți că reținem declarația dumneavoastră. Ne va părea rău dacă vom constata că va lua... Ne va părea rău de un număr de voturi. Încă o dată, Elena Băsescu... Nu contează de ce vă va părea rău. Ați spus că vă va părea rău. Că eu am dezbătut foarte mult și am fost foarte tranșant vis-a-vis de discuțiile. Câte voturi, cum trebuie să ia. Eu cred că vor fi foarte multe surprize. Vor fi oameni care vor vota Elena Băsescu, oameni care altfel nu s-ar fi dus la vot. Din vari motive. Unii pentru că e tânără, alții pentru că e independentă, alții, hai să le arătăm la politicieni, o votăm pe Elena Băsescu. Vor Doamna fi Fălean. Multe, multe motive. Vor fi tineri de la PDL Cetățenii care o vor sunt, vota. Cetățenii sunt mult mai puțin naivi decât îi consideră unii și nu crede nimeni poveștile din cărți pe care ni le spun cei de la PDL în raport cu această candidatură. Este evident că domnișoara Băsescu își face campanie cu ajutorul PDL, că voturile va strânge PDL-ul, că se va întoarce, că este până de și pedeliști votează PDL. Pentru ea. Despre ce vorbim, domnul Băureanu? Păi eu și-am spus mai devreme, spune, nu tot transparent am spus este asta. Este atât de curajos gestul. Ce nu e curaj, ușor să fii pe aceeași... E într-adevăr un mare curaj să întorci înapoi în PDL. Nu este ușor mare să fii curaj. Pe același rating cu da. Președinții de stat, cu președinții că oricine, de partid, deci, orice să fii atacat tânără, de Crin Antonescu în campanie... Orice tânără cu, să zicem, caracteristicile lui Elena Băsescu ar fi avut șanse egale cu domnișoara Băsescu într-o campanie pentru Parlamentul European ca independentă? Nici măcar o tânără, oricare răspund? Alta din Partidul Democrat Liberal. Pot să vă răspund nu cu s-ar simpatie fi urnit și cu prietenie? Întreg partidul în spatele ei, să-i strângă semnături, să-i facă campanie. Pot să vă dau un răspuns cu simpatie și cu prietenie și pentru cel despre care vorbesc și am să citez. Sunt cea mai bună dovadă ca om simplu că oricine poate aduce președinte, poate ajunge președinte. Am citat din prietenul meu pe care îl respect, dacă Crin Antonescu. Faceți comparații... Este exact același gen de a face politică. Doamna Adina Fălean, este caragios. Mă scuzați. Noi știm foarte bine un sistem care a lucrat Elena Băsescu, are cariera domniei sale profesionale este de asistenta domniei Riții la Bruxelles. Deci cum puteți compara cu un politician care face politică? Și cariera dumneavoastră până ați ajuns europarlamentar a fost de asistentă a unui parlamentar român. Nu a fost parlamentar național și nu a fost asistentă. Până ați ajuns, spune rău. Eu cred că n-are rost aici să mergem până la urmă să ne supărăm pe voturile unor cetățeni. Dacă doamna Vălean spune, doamna Elena Băsescu, nu este chiar așa de bună, până la urmă nu o să o voteze oamenii. Dar eu cred că o să o voteze. Și dau dreptul fiecărui cetățean, așa cum un om simplu, precum Crin Antonescu, a ajuns președintele partidului, dau dreptul și un om simplu, precum Elena Băsescu, să ajungă europarlamentar. Nimeni nu crede cu adevărat că Partidul Democrat Liberal nu are o strategie bine pusă la punct, o temă de casă în a aduna voturi pentru domnișoara Elena Băsescu. Au fost tineri din Partidul Democrat Liberal, din organizația Fireret, care au lucrat pentru Elena Băsescu. Eu, știți ce mă deranjează? Că eu vă spun adevărul și vi-l spun deschis. Dumneavoastră repetați exact ce am spus eu. Cum poate Elena Băsescu să candideze? De ce spunem noi că... Poate, eu v-am sigur că spus da, deschis, are tot dreptul. Este sprijinită de oameni de la PDL. Au fost oameni care au fost miniștri care au spus că vor vota pentru ea. Mai transparent de atât. Ce doriți? Vă deranjează că sunt oameni care investesc în Elena Băsescu? Nu, este dreptul ei să candideze, doar am spus că dumneavoastră pretindeți, cum să spun eu, că ar fi o mare cinste, o onoare, o calitate personală, eu spun că orice campanie uninominală, orice campanie uninominală este o mare asumare de răspundere și numai cine n-a făcut campanie uninominală nu știe asta. Când te duci acolo și stai de vorbă cu oamenii în piață, nu mai e pe nimeni în spate. Te întreabă, le vorbești, le răspunzi în ochi, dau mâna cu tine, spun întrebări. Eu am văzut-o făcând acest lucru. Eu am văzut că avea foarte mulți oameni în spate și în jurul ei. Da, dar nu răspunde nimeni pentru ea. Și dumneavoastră, când ați fost în campanie, ați avut oameni în spate. N-ați fost niciodată singură la un om la ușă. Ați avut doi oameni. Am văzut că dansa. Și dumneavoastră n-ați dansat în campanie electorală? La petrecerea tinerilor liberali? La Constanța, cu domnul Tăricianu, cu pânt, tinerile de la PNL? Nu, eu nu. Dar se pare că dumneavoastră aveți niște amintiri ușor faded dinspre liberali. Au fost... Îmbovnește plânsul. După ce am cântat alături, știți care e diferența? Liberal. Eu nu sunt ipocrit. Am cântat la microfon când au fost petreceri
când au fost petreceri, da, făcute la serbări ale partidelor, n-am avut o problemă să stau de vorbă cu oamenii, să cânt, să joc o horă. Când a fost o dezbatere politică, pe un subiect important, am făcut dezbatere politică. Problema este că foarte mulți politicieni la televizor pozează scorțoși și la cravată și în momentul în care ajung să dea explicații despre ce au făcut la petrecerile, este rușine să recunoască că sunt și ei oameni, că beau și ei un pahar de șpriț, că e pot să cânte la o petrecere. Despre secretarul general al Partidului Național Liberal, prietenul meu, pe care îl admir pentru cât de frumos despre cântă Radu la petrecere. Nu cântă? Mai este cumva domnul Ludovic Orban? Nu. Ai, secretarul general al Partidului Național Liberal este domnul Radu Stroie. Haideți să nu fim ipocriți, mi se pare așa de amuzant să spunem. Doamne, la noi, la partid, sunt numai oameni serioși care în fiecare seară când beau și plâng pentru lege. Atâta vreme cât modelul meu personal este altul, îmi pot permite să critic pe cineva sau în fine să observ că este o diferență de gust între lucrurile care îmi plac mie și lucrurile care se petrec cu un alt candidat. Un lucru perfect, e doar o diferență de gust. Un asta lucru perfect normal într-o democrație. Ați urmărit un fragment de dezbatere înainte de alegerile europarlamentare. Doamna Vălean, domnul Băureanu au făcut parte din același partid, evocau amintiri dintr-o viață anterioară, ca să spun așa, într-o viață politică anterioară. Urmează jurnalul ORE 18 acum. Nouă directori din Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale au fost demiși de ministrul transporturilor. Actorul Jean Constantin a fost internat cu probleme cardiace la Spitalul Județean Constanța.